ce... Am o întrebare pe care voi trebuie să vă pun și în general. Ideea e pentru viitor, mai ales timpul, chiar dacă nu le cunosc și chiar de ce nu le cunosc. Cu ochii ta la muncă. Gata. Fii fashion, dar ești manicuristă. Ok, așa. Bun. Gata? Te-ai instalat? Aoleu. Am mers pe ceas. Ce ziceai? Că vrei scurtate, nu? Da, abia aștept să mi descurtez. Am asupărat de unghii lungi. Foarte frumoase, foarte apreciate. Da, dar mai vreau să mă simt liberă. Da. Păi cred că asta e după vară, vrem un pic să... Nu ne mai trebuie nimic, da. Tăiem o formă pătrată, am văzut acolo, nu? Da, dar un pic cu colburile peșit. Adică te referi tot pe balerină sau mai mult rotunjită? Mai mult rotunjită. Și nu tai foarte mult, ca totuși să nu trage, nu? Ca să da, nu mai filmezi, mai și plezi, da. Dau și formă. Și să vorbesc, că sunt în cură de somn, dar știu să fac treaba pe care o fac și bună, eu, bună, în timp ce... În sfârșit a venit momentul și mă mir că o durată, de fapt nu mă mir că știu cum zice perioada am avut amândouă, dar mă bucur că am reușit în sfârșit să ne întâlnim. Da, exact. Erai un invitat nelipsit. Hai, vino, stăm la o cafea. Toți vin la momentul potrivit. Exact, exact. Da, și acum m-a invitat pe mine. Așa. E rândul meu. Deci trebuie să specificăm înainte, exact, da? Că prima dată când eu mi-am pregătit întrebări, gen, pentru un invitat și surpriza a fost mai mare că și Denisa așa pregătește. Eu care nu mă pregătesc niciodată. Aștept cu bine. Da, am venit la Sonia să ne-ai pregătit tot timpul, deci era cazul. Așa. Bun. Ok. Cine ești tu, Sonia? Da, alea, începu cu întrebări de astea. Da, de ce? Adică... Așa. Cine ești tu? De ce faci lucrul ăsta? De ce vrei să știi lumea de tine? Da, deci întrebarea asta mi-am pus-o odată, stând singură acasă, mi-am luat-o pe aici un pic și tot așa aveam eu întrebări de-ate existențiale sau trăiri existențiale, pentru că nici măcar întrebările nu puteam să le identific care sunt, care mă macină. Și mi-am luat pe aia în mână, pixul și mi-am scris mare de ce, semn întrebări și atât. Adică am stat, nu știu, o oră, efectiv, cu faia în mână și n-am știut să scriu un cuvânt, deci n-am știut nici de unde să încep. Nu știu, sincer, deci o întrebare la care eu încă nu am răspuns. Ideea e în felul următor, multe lucruri în viața mea mi s-au întâmplat pur și simplu, adică gen au venit fără ca eu să... îmi propun sau poate, sau nu știu, m-au luat prin surprindere, au venit în navală peste mine și le-am continuat așa, tăvălu cum ar veni. Abia acum și să știi că chiar cred că pragul ăsta de 30 de ani este într-adevăr, se simte, pentru că încep să-mi dau seama de ce vreau, de ce nu vreau, ce îmi face plăcere și ce nu, ce mă bucură și ce nu. Dar abia acum încep să fac diferențe și să știu clar, dar încă nu pot să zic că am găsit. Dar de ce vrei să te faci auzită? Uite, chestia asta da. Cu YouTube-ul, tu vrei să te afirmi, vrei să știi lumea de tine. Da. De asta suntem în online, ca să ne facem văzuți. Da, da. De ce simți tu să te faci auzită și văzută? Ce vrei tu să oferi? De ce simți să faci lucrul ăsta? Aici sunt două, ar trebui să fie două răspunsuri și sunt. Unul că... am multă imaginație, multă creativitate, multe idei care stau acolo în mine și am simțit că poate, nu știu, Bacău e prea mic să mă afirm să spun ceea ce vreau să spun și am nevoie de un public mai mare, dar și probabil un alt răspuns să fie, chiar zilele astea ascultam un podcast al Andrei Raicu în care spunea că ceea ce am trăit noi în copilărie se reflectă acum cumva când suntem mari și
anumite lipsuri sau anumite trăiri, anumite emoții ne-au făcut să fim oamenii de acum și mă gândesc că probabil am avut nevoie să fiu auzită sau să, așa, când eram mic, da, asta cred că e. Adică gen, ambele, sunt foarte puternici, amândouă le resimt și, na, încerc să umplu golul ăla, să umplu... Probabil vrei ca lumea să vadă, dincolo de... Că e Sonia de la Studio Moro care face unghii. Eu sunt mai mult de atât. Da, probabil da, asta da. Vrei, cum mediul nu-ți permite, că n-ai tot timpul cu clientele, tot timpul faci același da. Lucru, vrei să-ți exprimi și partea asta creativă, partea spirituală, partea emoțională, vrei ca lumea să afle cine ești tu, pentru că nu știu dacă neapărat ai nevoie de validare, cât vrei ca să arăți că chiar eu sunt să mai transmit, mult exact, de atât. Exact, exact. Și am ce să spun da. Și vreau să transmit mult. Dar cel mai tare mă bucur că ești tu aici acum și, bine, ne asemănăm foarte, foarte mult și vorbești din tine chiar, așa, adică cuvintele astea ți le zici chiar și ție. Da. Și da, m-ai caracterizat perfect, deci cred că oricum voi mă știți mai bine decât mă știu eu. Așa că... De multe ori așa e. Apropo de asta, chiar pe lista acolo aveam, pe lista mea, aveam, și cu asta chiar am început și mi-am scris așa, cică, da, cică, noi fetele din salon ne cunoaștem toate trăirile, fiecare zi, mai bună sau mai rea, când suntem pe stop sau când strălucim și venim în diferite feluri care mai, care mai extravagante, așa? Și bine, și asta vreau să zic, că gen, noi ne cunoaștem foarte bine aici în salon, stăm mai mult decât stăm cu iubiții, cu soții, cu copiii. Da, petreci mai mult timp în salon cu colegi decât da. Acasă în familie. Da, exact, exact. Și un lucru foarte tare, că, nu știu, reușim de multe ori să discutăm mai bine decât, cu, de exemplu, când ajung acasă cu Robert, de multe ori... nu am răbdarea pe care o am cu voi aici, să vă explic anumite lucruri sau ce trăiesc. Nu știu dacă e de răbdare, cât e mai... Uite, comod. Aici, da, da, aici simți cumva că, băi, și eu te ascult pe tine și tu mă ascult pe mine. Adică e cumva un schimb de ăsta da. Energetic tot timpul acasă, când te duci, cumva vrei să menajezi. Hai că nu-ți mai încarc capul cu toate prostiile mele, știi? Și automat tu simți din partea aia, oricum nu ești ascultată, dar de fapt tu nu vorbești exact. Și nu mai ai nici răbdarea aia să asculti la rândul tău. Da, pentru da, că da. Dar e o chestie pe care ți-ai tăiat-o tu singură. Da, da, și așa e. Și aici e mai și plus că între fete, noi suntem obișnuite să ne plângem și bla, bla, bla. Și să ne înțelegem mai bine, da. Și mult mai simplu. Și de multe ori fost multe probleme la care da. Bărbații oricum n-au o rezolvare. Da, da, da. Și oricum e doar să acolo mai noi, mult, da. Adică n-au cum să ne ajute. Iar noi da. Ca femei toate trecem prin lucrurile alea și adică vezi și le vedem mai noi. Simplu. Da, da, și după ce le vorbești. Da, exact, exact. Că înainte ai drama lumii. Exact, da. Da. Așa, și întrebarea aici era, că ți-am zis că am întrebări așa puțin funny și ca să fie puțin mai spicy. Și ce crezi, sau care crezi că e cel mai enervant obicei pe care l-ai tu aici, la noi, în salon, cu noi? Chiar vorbeam despre da, asta cu cred. Clienta mea înainte, deci... Că na, noi știu, a venit Denisa și nu știu, ai anumite gesturi, da. Cred că tu că e cel mai... Cred că cel mai nasol lucru este faptul că sunt întârziată și în momentul în care apare clienta mea, toată lumea e panicată. Da. Și cred că asta e cel mai stresant pentru voi. Deci eu nu mă stresez așa că tare. Că nu vezi ce se întâmplă. Da. În schimb, voi sunteți cele care aveți de îndurat mereu, știi? Emoțiile clientei, nerăbdarea ei, când are stare sau ceva. Și pentru sunteți acolo, știi, și voi din voleu, dar oare vine Vada, oare s-o trezit, dar tot timpul pățește ceva, nu, da, poate nu ajunge. Da. Și vai, stai, cum să calmăm clienta, să dai liniștim, seama, mai știu clientele cafeau, tale, da, da. Da. Deci cred că ăsta e cel mai enervant lucru, din punctul meu de vedere. Da, oricum, dai tare. Și faza este că gen normal... Și nu este caracteristic, da, adică da, e clar, da, eu da. Și tare că gen clienta când te vede și gen se luminează deodată că ai venit și gata, parcă nimic mai contează și noi rămânem cu, știi, tot voi ați dus tot greu alea, și exact, gen, da, da. A, gata, ți-a venit sărbarea, nu ne mai contăm, știi, aia e bun, da, te interesa doar ea. Da, 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 exact, exact, așa, dar oricum e tare și oricum, cred că chestia asta o te vezi, faptul că ne cunoaște și știm cum suntem și care sunt slăbiciunile și aturile noastre, reușim să ne completăm și să facem clienta poate să nu simtă chiar... Ia, răspunde-și tu la întrebarea asta. Hai! Aoleu, să răspund da. Eu! Da. Oh my god! Eu nu știu! Stai să văd! Cel mai enervant... Mamă, dar eu de la ce m-am gândit că eu... Eu nu știu
întrebări. Trebuie să mă concentrez. Că s-ai urită? Adică ai urită și zic ce? Da, cred că asta cred că e cel mai... S-ai urită și gen... Zic că fac ceva și uit, de exemplu, nu știu, i-am zis elei că îi fac o postare, așa, și bineînțeles, am plecat în concediu și cine și-o mai adus aminte, bunica, așa, și sunt total aiurită, chiar dacă par eu așa super organizată, dar gen nu, mi se pare că nu, sunt aiurită și fac lucrurile pe grabă și chestia asta pe mine mă stresează și, simt eu că vă stresează și pe voi că sunt așa și hai repede, acum trebuie să facem, că e panică, că mi-au adus aminte, că trebuie nu știu ce. Da, adică da. Sunt unele lucruri care chiar ar trebui făcute acum, da. Pe care nu le faci și alte lucruri care, bă, necesită relaxare și tu, da, acum trebuie să-mi iau ți aminte. Da, da. Și am zis că toată lumea vezi că am identificat. Am stat un pic să mă gândesc, dar da, da. Pentru că e un lucru care mă stresează și pe mine, adică gen la modul în care în viața de zi cu zi nu mă lasă să fiu liniștită și creativă și mă trezesc de dimineață, trebuie să fac aia și pe aia stau, Sonia, gata, liniștește. Și pe parcursul zilei aia, dar ce m-am stresat eu de dimineață, gen? Uite, de exemplu, cum a fost acum, Sonia, la 3:30. Nu, la 3, la 3, da. Am venit mai devreme, nu știu ce, Sonia, la 3, încă mai avea chestii. Păi, tu vrei cum ar veni să faci totul mai repede, da, gata, da. Gata, repede, când de fapt, hai să-mi frate, timp, să mă... Da, 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 da. No, atunci. Ai zis că noi suntem la extrem, eu să ai care, lasă că-i bine, da, se rezolvă. Cum apreciez că ai venit la 3, sincer? Era și 5, nu. A, deci, nu m-am uitat, nu, că deci n-am reușit să ajung la 3. Mă rugam să întârzi, deci. Încă mai avem nevoie de un pic de timp, dar hai mă, dacă mă așteaptă la 3, măcar la 3 și 5 să ajung. Și te-am așteptat, da. Da, și am făcut un efort să ajung, dar n-am ajuns chiar la fix, dar na, clasic mie. Da, da, da. Bun, ia ce întrebări mai ai, că sunt mișto să răspundem amândouă la ele. Hai, da, 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 după aceea am spui. Deci, asta e o chestie așa mai serioasă, serioasă, să zicem, da? Că e o chestie pe care am experimentat-o amândouă vara asta, bine, din puncte diferite de vedere, cumva și cu experiență diferită. Era ideea, este a doua vară pentru tine în care ai văzut ce înseamnă munca la foc continuu într-un salon. Și vreau să te întreb, gen, cum ai resimțit tu și, bine, acum nu ce te-ai propus neapărat, cât dacă, uite că asta ziceam aici, mirese, evenimente, cliente venite în vacanță sau care pleacă în vacanță și noi care ajungem să dormim, nu știu, să ne dorim să treacă vara asta mai repede și să nu mai, abia așteptăm să ajungem acasă și nici energie nu mai avem să ajungem să ne întindem în pat și așa. Și cum vezi tu chestia asta? Cum ai resimțit, de exemplu? Pe mie mi-a dat daună totală. Da. Ca să zic așa pe șleau. În primul rând că... Deci eu n-am avut o zi liberă de pe 1 iunie până pe 30 august. 3 luni în care am muncit luni, duminică, de dimineață până noapte. Deci n-am avut o zi liberă. Asta pentru persoanele care își imaginează că mamă, lucrez într-un salon, da, și... Nu, deci am muncit de luni până duminică, în fiecare zi, timp de 3 luni, fără pauză. Și nu a fost o muncă de asta la program 8 ore pe zi, nu. A fost o muncă de minim 12 ore pe zi. Da. Uneori erau și mai mult de 12 ore pe care le munceam. Da. Timp în care poate n-aveam timp să mănânc, poate n-aveam timp de o pauză, era o agitație continuă, iar lucrul ăsta, cel mai tare, ce m-a deranjat pe mine a fost faptul că mi-a dat sănătatea peste cap. Da. Și că eu am fost de acord cu lucrul ăsta. Da, adică m-am gândit atât de mult la nevoile clientelor, pe mine m-am pus pe ultimul loc total, pentru că acasă când ajungeam, clar, trebuia să stau și cu iubitul, trebuia să-i acord timp și lui, energie lui, chiar dacă eu nu mai puteam stau în picioare. Da, da. Dar acasă mă duceam tot cât de cât acolo să fie bine și acasă, când de fapt tot ce voiam era să mă întind în pat, să mă trezesc următoarea zi să o ia de la capăt. Da. Dar nu, am pus pe toată lumea pe primul loc. Mai puțin pe tine. Mai puțin pe mine și lucrul ăsta mi-a dăunat, în primul rând, fizic, că sănătatea mea s-a dus de apa sâmbetei. Emoțional cam eram ultima frustrată. Da.
pentru că toată lumea e în vacanță, toată lumea se distrează, toată lumea se face pomoasă. Dar nu aveam timp să mă relaxez o zi, să zic, băi, adică eu dacă mă duceam la o piscină, mă duceam după ce terminam munca la o piscină. Sau dacă ieșeam la un suc, mă duceam pentru că nu mâncase nimic toată ziua, acasă oricum n-aveam nimic, așa, și mă duceam ca să mănânc. Era o chestie necesară, dar nu era o chestie, bă, hai ce facem azi, hai să ieșim să mâncăm și noi ceva. Nu, ieșeam pur și simplu că mi-era super foame și voiam să mănânc repede ceva. Da. Și nu m-a deranjat atât de tare, gen că toată lumea era în vacanță, că asta din cauza că iubesc foarte mult ceea ce fac, îmi place la nebunie și fac cu drag. Da. Și nu mă deranjează când eu sunt la muncă și alții, na, eu sunt în vacanță, pentru că eu aleg urmează să fiu aici. Da, da. Și neapărat că urmează să plec sau așa, pentru că eu m-am hotărât să plec în concediu undeva în iulie-august, adică nici n-aveam în cap să plec undeva. Da, 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 da. Nu mă deranjează lucrul ăsta. De ce m-a deranjat a fost că după ce a trecut vara, mi-am dat seama că viața mea a fost doar despre muncă și atât. Da, da, așa. Și viața nu e despre asta. Asta e în viața mai tuturor persoanelor care lucrează în salon, pentru că... Și mai ales când vara se întâmplă tot felul de chestii, evenimente, petreceri, ieșiri, făcut chestii, tu ești doar la muncă ca să îndeplinești nevoile clienților. Și atunci mi-am zis că nu o să mai fac lucrul ăsta, indiferent de ce se întâmplă. O zi liberă mi-o acord, bine, eu fiind pe partea de make-up, n-am cum să fiu liberă în weekend, dar în cursul săptămânii, lunea, marțea, oricând. Asta e o promisiune așa pentru tine, da, cumva, pentru anii viitori. Da, și să nu mai accept să muncesc mult peste program. Că așa peste program mai accept, dar nu mult. Mult, exact. Adică când programul meu s-ar termina undeva la 6-7, să nu mai plec la 11 din salon, pentru că e inuman să plec la 11 și după aia la 8, următoarea zi să încep iar continuu. Și așa, adică din exterior pare foarte fancy trendy. De exemplu, uite, pe mine mă vedeai tot timpul mâncând în oraș și pare, uite, fata asta mănâncă numai în oraș, ce bine o duce, când de fapt la mine nu ai timp, da, efectiv, era o necesitate că nu aveam timp să-mi fac cumpărături ca să am ce mânca. Da, 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 și de multe ori ne costă mai mult, de exemplu, eu ca să-mi cumpăr, să-mi fac de mâncare acasă, mă costă mai mult, pentru că tot să-mi cumpăr absolut tot. Nu ai nimic. Da. Și atunci trebuie să cumpăr de la zahăr, ulei, sare, așa, până la legume, fructe, de toate. Adică, și s-a întâmplat lucrul ăsta din cauza dezorganizării mele. Deci cum am resimțit eu? Am resimțit-o ca un lucru pe care nu mai vreau să-l fac în viața mea. Da, adică de la pasiunea pe care avem pentru munca noastră, pentru ceea ce facem, ajungem efectiv de multe ori să încă urăși, dar efectiv... Nu eram, am ajuns într-un stadiu atât de mare de oboseală, încât... Deci eu nu-mi permiteam să-mi fie rău într-o zi. Da, pentru că exact. Eu era iulie, da, era iulie și... Eu știam că nu mai am locuri până în septembrie, la nimic. Adică era full în fiecare zi. Da. Și era stresant lucrul ăla. Și uite, ca exemplu, am avut un deces în familie fix la sfârșitul lunii august, când trebuia să intru în concediu. Eu n-am avut cum să stau, să plâng, să sufăr, să fiu alături de familie, pentru că trebuia să... Aveai mirese, aveai oameni care depindeau de tine. Da, și am avut... două zile, știu atunci, care a trebuit să muncesc de dimineață de la 7 până seara la 8, în continuu. Da. Adică n-am fost alături de familia mea, n-am fost alături de mama mea, de toate lucrurile astea care contează, pentru că n-ai cum să ai probleme în momentul în care lucrezi, mai ales pe partea asta de evenimente, de machiaj. Da, da, de oameni chiar depind în totalitate de... și te aleg pe tine. Nu poți să lași omul, adică mai ales că am foarte multe mirese, să lași mireasa în ziua anunții fără machiaj. Da, da, exact. E ceva... Și nu înțelege nimeni lucrul ăsta. Și tu trebuie să vii să ai o stare bună, chiar dacă ți-e vine să bocezi, să-ți rupi părul din cap, tu trebuie să vii să fii hi-hi-ha-ha-ha și să dai o stare bună clientului. El nu e obligat să simtă că tu ești supărat sau ai pățit o problemă. Da. Deși, mulțumesc Dumnezeu, am mare noroc de cliente foarte înțelegătoare și foarte drăguțe, care empatizează foarte mult și sunt acolo lângă tine și vorbesc cu tine și înțeleg. Da, și da, da. Am avut noroc de oameni foarte faini și clienți foarte faini și asta tot procesul a fost mai ușor. Da. Apropo de faza asta, cu muncit mult. Deci, într-o zi, când mă sătrasem eu de muncă și am zis că gata, nu mai vreau, văzusem o chestie pe Instagram și văzusem mai multe posteri de genul, că le-am văzut ca pe un semn. Da, da, da.
că e la modă să fii obosit și să fii ocupat și să n-ai viață. Deci s-a instaurat chestia asta în ziua de azi, încât nu vezi lumea parcă slab, vai, îți plină, nu mai am timp de mine, n-am timp să mănânc, n-am timp să dorm, îți plină de cliente, îți full până, nu știu, peste 3 luni sau... Da, e un trend. Da, și în orice domeniu, adică, oh, n-am timp de nimic, sunt obosită. Când femeia fapt, modernă, cum le face da, pe toate... Când, de fapt, frate, stai un pic, că suntem oameni. Da, da. Și avem o viață pe care trebuie să o trăim. Și viața aia nu trebuie să o trăiești. Nu e la modă să fii obosit, nu e la modă să fii frustrat, nu e la modă să nu faci altceva în afară de muncă. Da, da. Că vorba aia, am făcut bani, dar n-am avut timp să-i cheltui, știi? Exact, sau îi cheltui acum pe pastile și pe doctor. Da. Știu, exact același lucru am avut și eu perioada asta. Am zis că, hai că după ce trece perioada, mă duc să văd ce am stricat pe timpul verii. Exact, păi asta fac eu acum și am stricat destul de multe. Și de asta zic, nu mai vreau să fie la modă să muncești foarte mult, să n-ai timp, nu, frate, vreau să fie la modă să trăiești viața, să fie echilibrat, să ai pentru timp. Că, de exemplu, se zice, vai, că ai business-ul tău, nu? Că ai așa, și îți faci tu programul când vrei. Nu, păi, da, asta, nu e adevărat. Păi, exact, și asta înseamnă că muncești non-stop, știi, de fapt, da, de cele mai multe ori. Îți faci programul după cliente, clientele fiind multe, având nevoi toate, tu vrei să le mulțumești pe toate și pentru că ți-e drag, timp, că vrei. Da, nu-ți rămâne timp să dormi. Adică am avut cliente care ajungeau să vin de la 3 dimineața să machiez. Dar Doamne ferește, dar eu închid salonul la 11 noaptea. Da, da. Și tu vrei să mă apuc de muncă chiar la 3. Fizic adică... nu mai poți, da. Și am început la 5, am avut și ore de astea, dar nu... Da, da. Bun, deci asta era subiectul cumva care ne scade vibrația puțin. Pentru că ne gândim la toate eforturile pe care le facem. Și... Dar nu neapărat că scade vibrație, de asta e parte reală din domeniul ăsta. Da, da, exact, dacă multor le se pare, mamă, ce... Da, deci e și mega frumos și super wow și așa. Și satisfăcător și... Dar asta e partea din spate, partea în care... nevăzută. În care, gen, cum zici, că ce-s marul de narcisme, chiar așa e, adică eu pe timpul verii... Mi-am dat unghiile jos pentru că efectiv n-aveam timp să fac o întreținere. Tu, eu arătam de venea să-mi dai un leu. Deci îți venea să-mi dai un leu. Și clientele ziceau, da, îmi ziceau și clientele, gen, să ești bolnavă, ce ai? Nu, doar obosită, deci nu există. Dar bine, chiar îți pare că până la urmă ajungem să fim bolnavi. Da. Nu înțeleg nimic din ce scrie. Deci ar fi cât de frumos să îmi fac cu pensul anumite lucruri, pe atât de urât scriu toată lumea mea. Și luam numai bine la școală, la scris, ca să știi, deci nu. Da. Așa, cât de importante sunt pentru tine interacțiunile sociale? De exemplu, simți că te încarci de energie sau, din contră, faci efort? De exemplu, bine, cum e vara, că, cum ai zis și tu, după muncă trebuia, vrei și tu să ieși cu o prietenă și normal că după 12 ore de muncă nu mai puteai să fii zen și... Mai ești foarte importante. Da. Și mă încarcă pentru așa ne-am că... cunoscut. Da. De altfel. Sunt o persoană selectivă. În momentul în care cineva văd, eu bine, eu sunt foarte tolerant, mă mulez foarte ușor, mă adaptez foarte ușor la oameni, la absolut orice. Dar, în momentul în care văd că fur curent, te elimin instant. Da, deci nu te țin, pentru că eu nu vreau să-mi scazi tu mie energia, vibrația, cheful de viață, că n-ai tu chef de viața asta. Și indiferent ce ți-a zice, tu ești tot un trist, un bârfitor, deci ești... o energie foarte negativă, care nu rezonez din niciun punct de vedere. Pot înțelege că ai probleme, că toți avem, lumea, dar nu pot accepta răutatea, invidia, frustrările aruncate asupra oamenilor, deci nu. Și da, e foarte important, am chef de toată lumea, pentru că și selectez oamenii care stau. Da, exact. Inclusiv și atunci... clienții, adică îmi selectez clienții, dar am noroc cumva că îmi vin persoane care rezonează foarte mult cu felul meu de a fi și îți vin multe, multe cliente pe recomandări. Bă, uite, merg acolo, așa, și automat că vin persoane care seamănă între ele. De, cum e și vorba aia, că cine se aseamănă se adună. Da, și nu, am avut puține cazuri în care chiar să elimin. Da, da, o să clientă, fie da. Obligată tu să zici, bă, nu mai... Așa, cazuri de persoane din viața mea sunt multe. Dar bine, eu aici vorbesc efectiv de social, adică extra muncă cumva, evenimente, lucruri care se fac, bine, nu mai avem noi timp de astea, dar ne facem. Nu mai am timp de asta, dar... Da, sociabil, îmi place să ies, îmi place să cunosc lumea, nu-mi place să stau ascunsă decât dacă am probleme. Da, da, da. Exact. Asta să știi că e dintr-o energie masculină. Am citit în cartea aia... Că te izolezi, da. Da, cum se cheamă, te ca să știi, zicem... Femeile sunt de pe Venus și bărbații de pe Marte. Sau invers, da. Și... Da, asta zice, că bărbații vor să stea închiși până își rezolvă problemele și apoi...
Dar și da, avem energie masculină în noi amândouă. Nu, eu nu vreau să ies în lume. Când eu am o stare nașpa, nu vreau să ies în prăștii cu energie negativă. Cred că dacă am persoane foarte apropiate cu care ies și mă descarc și sunt acolo și mă susțin. Dar așa să ies să socializez, uite cum ne-am cunoscut noi la deschiderea atelierului. Deci nu, la ce să mă duc eu, dacă am o parcă încerc și n-am până, mă duc acolo ca să ce, să fiu victima evenimentului. Hai, uitați-vă la mine cum sufăr. Nu, mă duc să duc o energie bună, să fac lumea să zâmbească, dacă poți să faci asta, adică mai bine e, da, să transmiți, adică dacă poți să transmiți bine, dacă nu, nu are rost să încarci. Și ai reușit vreodată, de exemplu, eu vorbesc cumva așa din propria experiență, să te mobilizezi și să zici, bă, nu pot să mai stau așa, haide că mă îmbrac, mă fac frumos, mă aranjez și mă duc. Și după aia chiar să-ți schimbe starea. La bine, muncă. De, da, la muncă, de nevoie. Când de ești nevoie, da. Așa e, așa e, așa e. Da, sunt zile când nici la muncă, deci nici pentru clientele mele nu reușesc lucrul ăsta. Da. Depinde de gravitatea situației. Dar da, reușesc. Uite, dimineața m-am trezit, am dormit foarte rău și am avut mai coșmaruri aseară. Și m-am trezit cu o stare de se termina lumea. Și a venit Sonia cu ideea genială. Și nu aveam chef de nimic, îți dai seama, dar știam ce e important ești pentru tine și că îmi doresc să iasă ceva frumos. Și atunci am zis, nu contează, mă machiez, mă fac frumoasă și mă duc, îmi fac client, așteam că am și o clientă drăguță. Și chestia asta cumva m-a ajutat și mi-am ieșit din starea aia. Exact, când am venit din vacanță, la fel. Deci a fost o idee nu foarte inteligentă să-mi lase o zi liberă după vacanță. Am zis să vin și să stau să mă obișnuiesc cu energia de aici, bullshit. Deci am venit și când m-am văzut iar la Bacău și cu o zi liberă, shit. Și eu acum ce fac? M-am bucat, mi-am făcut curățenie la haine, dar după tot am mai avut timp să stau în pat și să mă gândesc la viața mea. Nu știu, deci a fost foarte, foarte nasol. Așa când veneam și veneam direct la muncă și mă luam cu clientele, cu voi, nu știu ce, era super. Știi, acum am avut o zi în care m-a lovit așa puțin realitatea în care trăiesc din vacanță venit, bineînțeles. Dar într-adevăr, ziua următoare, când am venit la muncă și m-am văzut cu doamnele mele la unghii și am povestit și m-am încărcat de super și m-am simțit valoroasă și așteptată și... Da. Asta e mișto în domeniul ăsta, mă, deci eu asta vorbesc cu clientele. Bă, în momentul în care tu faci ceva din suflet și omul ăla care a venit la tine pentru serviciul ăla și îl vezi la final, Doamne, cât sunt de frumoasă, vai, ce-mi plac, vai, și vezi satisfacția aia sinceră, bă, deci aia e cea mai mare mulțumire. Da, 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 exact. Și îți dă putere, chiar dacă, uite, cum zici tu... Că eram, știu că în vara asta de multe ori, că era și o poză la un dat pe Instagram cu la 5 dimineața, știi, tu aștept clienta care așteaptă programarea la machiaj și foarte entuziasmată, la 5 dimineața n-are o problemă și make-up artistul care plângea. Exact așa am fost de multe ori și plângeam că mă puteam de oboseală și ea era super încântată și când vedeam că venea super încântată, nu mă apucam eu de bocit acolo, nu mai pot. Nu, eram și eu entuziasmată și o machiam și vorbeam și râdeam și trecea ziua și... Și până la urmă te încărcai de energia lor, pentru că inevitabil, na. Sau nu neapărat că avea vampir energetic, cât pur și simplu chiar îți transmitea și te bucurai pentru ea, numai. A, uite și chestia asta cu postatul sau cu pozele. Pe lângă că n-am apucat să fac poze prea multe, exact, și alea pe care le-am făcut n-au apărut nicăieri că n-am avut chef să le postez. N-am avut timp sau, și energie. Exact, sau n-ai avut timp să stai să le faci o poză, că oricum o poză durează mai mult decât să faci machiaj, adică... Vorbesc din experiență. Vreau să spun eu o întrebare. Ia. Cum gestionezi situația la filmări în momentul în care vezi că clienta nu e... Adică cam dă răspunsuri monosilabice, că la început probabil așa e. Aici la filmare te referi? Da, de când te-ai apucat de făcut podcast-uri, cum dai curajul ăla? Că n-ai cum să zici, hai măi fată, relaxează-te odată și vorbește, că degeaba îi zici, că nu e ceva așa. Vai, deci nu. Primele două podcast-uri au fost prea tare, deci universul parcă, ce obțin cum mă dă, m-am și povestit în podcast, a venit totul super natural pentru că noi cumva ne-am pregătit și ne-am dorit să fim și să vorbim, că oricum eram nevorbite și aveam foarte multe lucruri de zis și oricum asta facem de fiecare dată la salon, dar ea fiind puțin obișnuită, făcând deja, fiind activă în online pe Instagram, era puțin obișnuită cu camera. Vale, oricum e super tare, deci ea n-are nicio inhibiție, nimic, a fost perfect. În schimb, într-adevăr, am întâlnit situația asta cu colega mea. Când am dat play, muțit,
omuțit complet și eu tot am mai încercat, am zis că haide, haide. Adică din energia mea, din am început eu să-i pun întrebări ei, știi, cumva așa, până la final, până la urmă, chiar a ieșit, chiar când am ascultat podcastul, i-am zis că bă, nu cred că o să am ce să pun, până la urmă, știi, până la urmă, la final, am, da, întrebarea ta, cum fac... cum gestionezi situația? Da, de multe ori energia aia mă acaparează și pe mine și intru și eu în panică de multe ori și zic shit. Și acum, adică pun o întrebare, două, trei și văd că, știi, nu mi se răspunde sau mi se răspund, cum ai zis, întrebări monosilabice, răspunsuri, așa. Cred că m-am sau m-am gândit la ideea din profețiile la cele sunt tot timpul, dau exemplu din cartea asta, cu discuția care curge și urcă din ambele părți, gen vampir energetic care ia energia de la celălalt. Și m-am gândit că dacă voi transmite eu, știi, și nu aștept neapărat din partea cealaltă, atunci clar, și așa și este, știi, încerc eu să-mi alung frica, chiar dacă asta e cel mai greu lucru, adică gen eu, oricum, să persoană fricoasă. Păi de asta te-am și întrebat. Da, dar eu, cum am zis încă de la început, nu mi-am pus limitări cu privire la podcast și singurul, primul lucru pe care îl fac fără o obligație. Adică eu mult timp am amânat lucrul ăsta din cauza că mi-era teamă că nu o să mă pot ține sau poate, cum am zis, nu o să am invitat sau nu o să își dorească oamenii să vină să vorbească cu mine sau, nu știu, aveam multe frici și aiurea în capul meu și am zis, ok, înseamnă că poate trebuie să mă opresc și aia e, nu, adică pot să fac unul, două, dar văd că nu e ok, nu mai fac, nu? Adică nu mă obliga, da. Nu era ceva obligatoriu, cum era la salon, bani deschis, trebuie să plătesc chiria, trebuie să plătesc salarii, impozite, tot și trebuie să fac să meargă, nu, aici nu aveam nicio presiune. Poate presiunea, nu știu, poți să detine pe tine, exact. Să nu te dezamăgești. Da, așa, dar nu, n-am, că de câte ori m-am dezamăgit singură pentru că am zis că fac ceva și nu fac, știi, deja până și asta eram obișnuită, știi? Și acum chiar sunt surprinsă de mine și chiar cumva mi-am dat singură încredere. Bă, Sonia, uite, ai făcut, ai reușit, știi? Și... Cum așa și vorbesc, mă concentrez și... Da, bun, ca idee... Da, nu mi-am mai pus... Da, și nu mi-am mai pus presiunea pe mine și m-am lăsat dusă de val. Și am zis, bă, orică, pot să fac doar o serie, pot să fac doar un... cum să zic, o... Da, o serie, nu neapărat să fie continuu, la nesfârșit și... Faci cât merge. Fac cât pot și cât... da. Și atunci asta m-a făcut să mă liniștesc. Faptul că știam că are un final, că poate să aibă un final și ăla îl decid eu, mi-a dat liniște. Și cred că chestia asta putem să o folosim mai în orice lucru, știi? Cum am zis, și ca și business, nu? Bă, ok, când nu mai merge, asta e pun punct, știi? Eu niciodată n-am avut, de exemplu, la când am deschis, nu am avut gândul ăsta că aș putea, dacă nu merge, să-l închid. La mine nu exista chestia asta. Adică, bine, eram și mică și nu trebuie să meargă. Prea mulți oameni și-au pus speranța în mine sau au vrut să vadă dacă și eu trebuie să le demonstrez, știi? Și atunci am pus o presiune prea mare și într-adevăr, cum zici tu, cu atacuri de panică și toate nebunile, așa, pe lângă presiunea de la muncă și munca efectiv, da, au venit și partea asta. Uite, întrebări despre chestia asta nu am pus și mă mir că, adică nu mă mir că era inevitabil să ajungem și aici, dar cred că mai degrabă eu voiam să evit să vin. Știu că na, e dureros în ambele situații, adică nu am pentru ambele. Așa, zi. Da, nu, asta, cu presiunea pe care o punem pe noi, ne eu pun poate... o presiune foarte mare și la mine, într-adevăr, când mi-am decis... Fata. Da, m-am decis să mă duc pe drumul ăsta, să renunț la ceea ce făceam înainte. La mine n-a existat nu merge. La mine trebuie să meargă și într-adevăr am întâmpinat foarte multe piedici, foarte multe, deci nu a fost deloc așa frumos și... Lean. Da. Dar... Tocmai ca să știi universul să te încerce, vrei, chiar vrei să faci chiar asta. Da, chiar îți dorești lucrul ăsta sau... Și... N-ai, nu știu, nu exista să renunț. Din potrivă, ce pot să fac mai bine și mai bine și mai mult, să iasă, să funcționeze. Și datorită acestei implicări, de asta și eu în 2 ani de zile am ajuns la un nivel destul de înalt și la modul chiar să fiu atât de full și apreciată, să am cliente non-stop și să n-am timp de nimic, tocmai pentru că
am muncit foarte mult, da, și am fost aici și n-am dat în lături. Da, și cred că și presiunea pe care ai pus-o pe tine până la urmă, n-a fost chiar degeaba, dar uite că într-adevăr am stricat unele lucruri în noi. Într-adevăr, dar faptul că am ajuns la nivelul ăla mult mai repede decât... Da. Bine, eu îmi propusese mai repede, dar nu contează. Bine, dar în condiții de pandemie, în condiții de... Totuși am ajuns destul de repede. Lucrul ăsta m-a ajutat să realizez că, bă, nu e ok nici la foc automat și situația în care sunt acum îmi permite să mă relaxez. Adică da, să fac lucrurile mai lejer. Da. Dacă nu eram în situația asta, probabil trebuia să muncesc tot în continuare, poate nu la același nivel, dar tot să depun muncă și nu-mi permiteam o relaxare. Da. Acum îmi permit și relaxarea aia și nu se termină lumea. Exact, da. Uite, apropo de asta, stai că era aici o chestie. Crezi în frică și că aceasta te poate sabota, bine, toți știm lucrul ăsta, dar sau crezi că oricum există un destin? Aici mi-a plăcut să ajungem, știi, gen. Există un destin. Da. Oricât de mult ne-am... Da, oricât am crede noi că ne alegem drumul, drumul e deja pavat dinainte să-l fi ales noi. Și... Bine, probabil tot de noi, dar... Da, de noi. Dar e deja întâmplat. Da. Și da, cred că... Într-un prezent continuu în univers. Da. Oricât... Adică și dacă vrem să ne îndepărtăm de drumul ăsta... Da. Ne readuce pe drumul ăsta, da, cumva, exact, se întâmplă. Exact, exact. Pentru că știi că atunci când te împotrivești simțitului tău, adică când simți că, bă, asta e ce mi-aș dori să fac, dar din diferite motive nu faci, că te gândești, că ți-e frică, că judecata oamenilor, că ești de mii de motive, nu faci lucrul ăla. Se întâmplă ceva și ajungi tot în punctul din poate care ai pornit. Poate în 2 ani, poate la 80 poate, de ani, da, nu contează. Se întâmplă, dar... Nu necesită atât de mult timp, pentru că oricum trebuie să faci niște chestii care sunt bine stabilite. Da. Și atunci nu rămâi prea mult. Uite, de exemplu, cum a fost la mine cu ingineria. Eu înainte să fac facultatea, înainte să așa, eu vorbeam cu maica mea să fac ceva de beauty. Dar n-am ales atunci, că bă, na, trebuie facultate, trebuie să ai o meserie serioasă, bla, bla, bla. Eram bună la mate, la fizică, fă bani din chestia asta. Da. Am făcut o facultate, am lucrat în domeniu, un an mai târziu m-am apucat de beauty. Da. Adică tot am ajuns în punctul ăsta, deși simțitul ăsta a fost de mult timp. Bine, asta e că tu ești dar, un caz fericit, că sunt persoane care abia, nu știu, își doresc să cânte și abia la, nu știu, cum pe la Vocea României, nu? Gen. Da. Și la 50 de ani se duc și dar eu cred fac afirmații. Așa trebuie să se întâmple. Da, adică eu da, sunt sigură că eu trebuia să fac facultatea asta, adică nu a fost o întâmplare că am făcut-o. Nu m-am abătut de la drumul meu 5-6 ani. Da. Ci așa trebuia să se întâmple totul. Exact, deci nu... Exact. A, da, nu... Lucrurile se întâmplă că așa trebuie să se întâmple. Oricât am vrea noi să le schimbăm, n-avem cum. Ne putem face, în schimb, calea mai ușoară. Da, să alegem tot timpul... Să fim mai împăcate cu noi, să înțelegem de ce se întâmplă anumite lucruri, să le luăm ca atare, să fim mai relaxate. Da, îți poți face drumul mai ușor, ca să nu te împotrivești. Da. Valurilor care vin și situațiile. Și chiar și când vine frica asta, care crezi tu că te sabotează, te sabotează dintr-un anume motiv. Nu te sabotează de aiurea, nu apare de aiurea frica niciodată. Tocmai din frică poți să creezi lucruri, chiar dacă, bine, crearea din frică nu e un lucru bun sau nu neapărat, dar te determină... Nu vine dintr-o energie pozitivă. Da, exact. Dar asta nu înseamnă neapărat că va duce rău la un rezultat negativ. Te determină să iei niște decizii, poate mai radicale. Măi, eu tot ce am făcut în viața asta m-am aruncat cap înainte fără să știu ce mă așteaptă. Idem. Deci eu m-am aruncat. Bă, ce o fi, o fi. Dar am avut cumva întotdeauna o încredere că, bă, va ieși la un moment dat. Nu știu cum, n-am știut cum, dar am știut că va merge. De asta, indiferent de ce pie, de ce am întâmpinat și oricât de frică mi-a fost, că de asta am și avut atacuri de panică, anxietate, de toate, din cauza fricii. Da. Că ți este frică de necunoscut. Dar m-am aruncat cap înainte, că a fost chiar bine, așa, că n-a exact, fost bine. Am ajuns, am ajuns într-un punct în care îți mândră de ceea ce am realizat. Așa inconștientă fiind de deciziile luate. Exact, același lucru, gen, eu mă gândeam, până să împlinesc 30 de ani, făceam lucruri, că am avut așa o chestie cu dragul ăsta, exact. Oamenii ziceau, dacă greșeam, nu să zic ceva, ziceau, lasă-o că e tânăr, lasă că are de învățat, lasă că știi, adică gen, și m-am folosit sincer de chestia asta, acum că stau să mă gândesc, bă, pot să greșesc acum, că mi se permite. Că după aceea, într-adevăr, după 30 de ani, cumva...
poate chiar 26, că am avut eu odată o chestie la 26 de ani, gen la 20, până la 25, toată lumea îmi zicea, mamă, ce vârstă mișto, când ziceam, câți ani ai? Și eu 25. Și oamenii erau, wow, ce vârstă mișto, și eram, și la 26, gen, țin minte că tot așa m-a întrebat cineva, câți ani ai? Și eu 26, și eram în continuare. Da. Și oamenii se uitau și făceau trusmă la cameră ca să fac... Și nu odată mi s-a întâmplat, de mai multe ori, și am cum? Cum mai mișto? Că și eu tot 26 am acum. Da. A venit o clientă la mine și îmi zice, că mamă, tu mai ai 4 ani și faci 30. Ai, reacția, meu. Știi? Și eu eram... Da? Încă 26, da. Nu știu cum se reacționează. Bă, mi s-a părut, dar a fost super simpatică clienta, știi? Era oricum 16-17 ani. Da. Și dai seama, ea a fost, mamă, mai ai... Dar la modul i-a zis-o că nu par deloc de vârsta asta, da. Știi, când ești mai mic, persoane de 30 par așa niște doamne. Da, și da, când da, ajungi exact. Tu la vârsta aia, îți dai seama, nu e chiar așa doamnă. Că și mie, bă, 25, a, ești matură, dar de ce, n-ai copii, soț? Da. Și eu la 25 încă visez avion. Da, exact. Și, de aia, și asta am observat că, gen, gata, după 30, nu mai poți mai greșești, trebuie să fii... Trebuie să fii, cum ar veni, serioasă, trebuie să fii responsabilă. Nu, pana există. Mea. Trebuie să fii așa toată viața. Da, și vreau să am curajul ăla pe care l-am avut și până și inconștiența aia, că din inconștiența aia poți să... Tu creezi și exact. Evoluezi. Că după aia când ești tu, vai de mine, rațională, nu frate, tu gândești doar cu mintea. Da. Mintea îți cum spune să faci bani, cum să da, și tu gândești, adică, din experiențele trecutului tău, uh-huh. pentru că nu știi altceva. Da, în momentul în care, da, acționezi intuitiv. Și intuiția zice să faci anumite lucruri, da. Atunci e într-adevăr că te arunci cu capul înainte și atunci ți iese. Exact, și atunci exact, evoluezi. Da. Nu te apuci tu, vai, o gândești pe toate părțile până la urmă, a, dar stai că nu mai fac, că sunt așa. Da, nu, da. Atunci ai acționat din minte, din frică, din starea de confort, din experiențele trecutului care poate au fost unele nasoale și ți este frică să mai încerci, când de fapt dacă sufletul tău îți spune să faci un lucru, trebuie să-l faci. Exact, și cu tot sufletul deschis cum ar veni exact, să primești. Și eu întotdeauna am zis că dacă ai în plan ceva, universul îți va da toate resursele necesare. Exact. Da, să ajungi la acel lucru. Și mai e o chestie, în momentul când îți pui energia într-o treabă, și o miști. Da, și tot timpul ești implicat acolo și îți dai tot interesul, nu ai cum să nu ajungi la un rezultat pozitiv. Nu există, nu. Odată ce am dat toate resursele, trebuie să primesc. Că e un schimb energetic, exact. Da, e un echilibru. Eu ofer și primesc. Eu am simțit chestia asta până la mine, de exemplu, cu absolut orice. De exemplu, nu știu, a fost acum, urmează să pun și pe internet. Eu, de exemplu, nu-mi place să-mi dau hainele. Eu îmi iubesc hainele, știu că e un lucru dubios, adică e o energie blocată. E, și în momentul în care eu m-am hotărât că vreau să fac loc pentru ceva mai altceva în viața mea, nu știu ce, că nu am de unde să știu, încep să mișc lucruri și chiar să se întâmple chestii. Și am observat asta în general, la orice. Adică, bă, frate, vreau să fac ceva. De unde încep? Nu știu, că nu știi, logic. Dar încep să miști energia, încep să... Arunci. Arunci, exact, nu știu, momele peste tot. Și ori să vină, ori oameni, ori informații, ori, nu știu, situații în care să te afli, în care să demonstrezi că poți sau... Și mi se pare prea tare. Este. Da. Trebuie să ne folosim de legile astea din univers, cum la urmă să le... Nu mai te folosești de ele, dar... Cum ai zis, este un destin. Adică da. și dacă te forțezi și cauți și ești în continuu... Da, deci dacă nu... Tu doar îți modifici modul în care trăiești lucrurile alea. Da, adică... Da, e mai o chestie, folosești când ai informație. Informație e putere. Informația înseamnă, când ai putere, înseamnă că ești mai relaxat, ești mai încrezător, ești mai bine. De asta e bine să ai informații, să te folosești de ele, pentru a-ți face tu un parcurs ușor și frumos. Da. Mai mult despre asta e. Mm-hmm. Prea multe e că schimb tu acum, nu știu. Da, uite, am observat chestia asta la Robert. El nu e neapărat foarte spiritual, că l-am înnebunit cu îți face așa. Dar, în schimb, el chiar trăiește așa în prezent și se lasă ghidat de tot ce... Și s-au și întâmplat lucruri. Tocmai pentru că are încredere, știi?
Și nu, eu trebuie să faci planuri, stai, de nu știu ce, că nu poți să te lași așa în bătaia sorții. Da, da. Ba da, chiar uite, de chiar multe ori, să da. Te lași. Bătaia sorții, ai încredere. Pentru că degeaba, exact, eu degeaba îmi plănuiesc, vreau asta, acum și fac toate, nu știu, voodoo și tot orice ca să reușesc. Ai energia controlului, da. Adică tu vrei să-ți controlezi absolut toate lucrurile și n-ai încredere în Dumnezeu că El o să-ți dea ce mai bun și mai frumos până la urmă. Și o să-ți dea la momentul potrivit. Da, așa că oricum îți bat eu ca o găină fără cap. Oricum, nu tot acolo ajungi. Primești când trebuie, nu când vrei tu. Exact. Așa aia vine dintr-o chestie negativă. Da, poți controla, dar cum? Adică să faci pași spre lucrul ăla, dar nu, gata, acum, păi am făcut, uite cum eram eu, știi? M-am văzut pe 6 luni de YouTube și muncit și cliente și aia, gata, domnule, eu mă vedeam că sunt cea mai bună și cea mai tare și eu am experiență nu știu cât. Nu, și de ce nu sunt eu, n-am agenda plină? Da. Păi, dar stai un pic mai față, tu ești tu 6 luni în domeniul ăsta, într-adevăr, ți-ai dat tot interesul și toată energia, dar cum să fii tu full după 6 luni, când trebuie să ai răbdare ca lucrurile se întâmple, să vină la momentul oportun și bla, 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 dar eu voiam atunci, așa. Păi eu am muncit prea mult, gata, eu stau cu geaba de acum, că dacă nu se întâmplă lucrurile, gata, știi? Da. Care este cea mai mare slăbiciune a ta, dar cea mai mare frică? Adică hai să luăm întâi cu slăbiciune. Care e cea mai mare slăbiciune? Da, adică, nu știu, probabil eu cred că știu deja răspunsul, Gabi. Așa că... A, te referi la persoane? Da, nu, nu neapărat, slăbiciune pentru care tu faci cumva... Orice, adică gen, știi, te înmoaie. Păi, da, Gabi ar fi slăbiciunea adică supremă. Adică singura persoană pentru care în momentul ăsta pot renunța la orice. La tot. Da, da, exact. Și să dau tot. Da. Și să nu mă gândesc de 2 ori. Da, adică m-am gândit odată și gata. Da, exact, gata și te arunca copul înainte și acolo și... Deci nu, pentru mine el e totul. Și... Deși avem noi relația asta foarte tumultoasă și interesantă, ceea ce simt pentru el este atât de puternic și știu că la orice aș renunța, nu e veșnic. Da. Adică dacă e ceva ce într-adevăr îmi doresc cu adevărat, va reveni în viața mea și atât din cât îl am pe el, restul nu mai are valoare. Da. Pentru că am totul. Și el e slăbiciunea mea, adică din cauza lui am stări proaste, din cauza lui am zile bune, din cauza lui ziua mea poate să fie cea mai tare ever sau cea mai proastă de pe lumea da, asta. Da, da, exact, exact. Da. Și frica cea mai mare e să-l pierd. Da, logica. Oricum, cumva știam așa, dar am vrut nasă. Și acum, la mine la fel, deci. Uite, ar trebui să-i arăt podcastul ăsta, dar el nu are răbdare să uite la de-astea. Da, nu? Păi nu, îi faci doar... Am să tai, știi, când pun pe Insta, am să tai exact bucata asta. Auzi aici, ia uite, ai dai share. Ai făcut și Instagram tu și n-am mai avut spațiu de memorie în telefon și l-a dezinstalat în Instagram-ul. Eu știu ce fac când intru pe... Nu prea intru pe Insta, dar când intru îmi dau eu singură like. Nu-mi da. Nu, mă avea pe mine la follow și pe nu știu cine, în fine, și oricum îi apăream doar eu în mare parte. Da. Și lui nu îi place, adică el nu e cu social media așa, adică să stea pe Facebook, pe Instagram, n-are el treabă. Și i-am făcut eu cont, i-am pus poze, nu știu ce, nu i-am pus poze cu mine, adică n-am nici chiar așa. Genul ăla. Dar nu stătea pe Insta și după aia... N-am mai avut memorie sau chestii de asta și a dezinstalat Instagram-ul că ocupa prea mult spațiu. Adică... Da. Da, bun. Deci nu o să vadă dacă e pe Insta, o să-i arăt eu fix. Uite ce am zis despre tine. Ca să știi public acum. Da, știe toată lumea. Care crezi că e super puterea ta? Că toți avem, noi toți suntem super eroine, toate femei din super general. Puterea mea. Da. Mă, o să sune un pic așa, foarte îngânfat, nu. Mă, felul meu de a fi e super puterea mea. Da. Prin felul meu de a fi și energia mea și faptul că sunt foarte solară, exact, am obținut cuvinte. Foarte multe lucruri în viață și sunt conștientă de puterea asta. Și o folosești, exact. Adică știu că pot fi și cealaltă parte. Ți-am zis, când am o zi proastă, nu, dracu pe pământ. Da, dar te-ai închis în casă ca să nu... Da, ca să nu împrăști dracu. Dar asta e experimentarea mea. Și din starea asta în care gen sunt foarte fericită și sunt ok, din asta creez, din asta aduc energie bună, de asta mă inspiră. Da, da.
Și nu, asta e. Și faptul că smart. Da, da, da. Băi, da, deci mă duce gândire rapidă, gândire lentă. Știi că este cartea aia. Mamă, deci eu nu suport. Bine, nu, poate nu e un lucru. Dar mie îmi plac oamenii care gândesc acum. Da. Nu e un lucru logic. Bun. Da, nu e un lucru bun neapărat, că de multe ori facem niște alegeri și niște parte. Da, așa. Nu știu, viața e interesantă. Da, e palpitant. Da. De exemplu, Robert și mama, când eram mică, îmi ziceam continuu, gândește de 7 ori și faci odată. Nu. Da, deci, nu, eu vreau acum. Când maica mea zicea, băi, înainte să vorbești, da, gândește-te. Da. Și eu chiar am zis acum de curând într-o zi, zic, băi, mamă, știi ce am reținut eu? Mai întâi vorbește și după aia gândește. A venit momentul să... Simplu, ce e atâta? Eu nu programez cum să fiu sau nu programez nimic în viața mea. Ce mi iese pe gură și ce mă gândesc că fac? Ce da. O fi? Apropo de asta, am povestit tot mama că nu mi-aduc aminte, că nu știu, eram odată în maxi-taxi, cred că mergeam la țară sau ceva de genul. Nu știu ce s-a întâmplat și era mama într-o situație unde trebuia să ia o decizie și mi-a povestit că eu am început să-i zic, mama, gândește, mama, gândește! Eu, la trei acte, nu știu. Vede, oricum noi suntem clar oglinda părinților, din ce îți dai da. Seama că... Da, și uite, faptul că, la asta mă asemăn cu tine, Maxim, că și tu ai chestia asta de matematică în da, spate, da, da, știi, da. Gândirea logică. Da. Și lucrul ăsta, bă, mă ajută foarte da. Mult în orice. În orice. Da, imediat să fac scheme. Exact, scheme, da. Scheme peste scheme. Uh-huh. Logic, da. Da. Și mie se uite și la... Când mă uit la o față, da. Văd unghiuri, simetria, simetrii, unde lipsește, ce lipsește, cum să fac. De asta pot face lucruri diferite, că înțeleg logica din spatele creației, să zic așa. Da, da, adică da. Creația după aia vine în binarea de culori și bla bla, forme și bla bla bla. Dar eu înainte de asta văd ce trebuie corectat, ce nu e în regulă, nu știu. Și avem asta nativ, adică nu stau acum chiar cu linia să măsor. Nu, eu văd în... Da. Da, este spirala aia lui Fibonacci, știi, care, în fine, e o constantă pe care dacă o pui peste anumite opere de artă și oameni, artiști foarte mari din toată lumea au folosit constanta aia, îmi povestea chiar mama, că cumva să-și facă opera perfectă, știi? Dar uite, noi, sau artiștii care... Na, nu neapărat mă consider artist, dar într-adevăr simt că în mine e ceva acolo care poate fi stimulat, știi? Uh-huh. Pur și simplu văd, adică nu trebuie să mă chinui. Da, e o chestie ușor, nativă, da, da, exact. Pe care o ai sau o înveți, dar când o înveți e greu. Cultiv, da, exact, e mult mai greu. Care e superputerea ta? Acum mă așteptam să-mi pui întrebarea asta și deja stăteam și mă gândeam, dar... Eu mult timp am crezut despre mine că puterea mea este tocmai asta, că sunt prietenoasă și accept pe oricine, gen, știi? Dar mi-am dat seama, citind și ascultând tot felul de podcast-uri și așa, că faptul că încerc pe toată lumea să mulțumesc și înțelegând pe toată lumea și acceptând pe toată lumea, cumva eu mi-am tăiat din... cine sunt, știi? Adică am încercat să mă adaptez la fiecare. Eu da. Să fiu, pentru că puteam, pentru că înțelegeam oamenii, pentru că știu și intuiesc foarte ușor cine, cum. Adică mai când văd un om, îmi dau seama ce cu el și dacă suferă, dacă e trist, dacă da, ce da, nevoie da. Are, cum aș putea. E, și eu, făcând chestia asta, îmi dau foarte, foarte multă energie și până de curând credeam că asta este chiar super puterea mea. Și în continuare, probabil, chiar este doar că m-a obosit foarte tare lucrul ăsta, foarte tare, că în ultima perioadă. Tu ai depus un efort să faci lucrul ăsta. Da. Pentru că m-am anulat cine sunt, cumva, știi? Adică, și sincer, de multe ori nu mai știu cine sunt. De asta că mi-am pus întrebarea de ce și n-am știut să răspund. Că nu, am o criză, am o perioadă, mă mai apuc așa, poate în altă perioadă o să mă apuc să zic despre ce viitor strălucit văd eu și ce idei am și asta se poate schimba de la o oră la alta, adică nu are nicio problemă, dar acum în momentul ăsta fix acum, nu știu, da, asta pentru că într-adevăr îmi plac foarte mult oamenii, de multe ori, zic acum pe post și Robert probabil să se superi, mi-a zis Robert odată că cum poți să fii, să înțelegi pe toată lumea, ce înseamnă asta, că el nu-i place ceva, și adică n-are nicio problemă. A zis că sunt ipocrită, adică a zis cuvântul ăsta și dai seama, m-a pus pe gânduri, adică gen, chiar am scaut în text ce înseamnă cuvântul ăsta
Adică faptul că eu chiar fac chestia asta cu oamenii, nu-i, adică m-a pus pe gânduri și mi-a zis, bă, cred că nu-i bine, într-adevăr, să fac asta cu toată lumea, dacă eu nu simt neapărat. Da, deci asta e. Greșeala vine în momentul în care nu simți să faci lucrul ăla dar față de persoana aia. Anumite... Da, când îl faci din alte motive, da, atunci dai din tine și adaugi frustrări și exact. Și adică trebuie cumva să existe o limită. Băi, uite, că și eu sunt genul care îmi place să ajut, să fiu acolo, să-ți fac pe plac, să mă adaptez foarte ușor, dar fac lucrul ăsta cu limită. Cu limită, atâta timp cât îl simt. Când nu-l mai simt, nu-l mai fac. Da, 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 da. Și poți să te superi, poți să faci adică trebuie să înțelegi că n-am cum să fac lucruri când nu le simt. Da, sau dacă eu nu conștientizez o chestie, lasă-mă, până o conștientizez, lasă-mă să-mi revii, poți să stai tu și în cap și în coadă, că tu nu văd ce spui. Da, 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 exact. Ca asta, nu mai știu, mai avut niște discuții așa și cu Gabi și în fine și... Când realizez, zic, frate, dar era atât de simplu să-ți dai seama. Da, dar acum, după... Acum, dar atunci, în punctul ăla, băi, nu vezi. Deci parcă ai așa un bol de la pe ochi și nu vezi nimic. Poți să-ți explici pe mâine. Da, așa e, așa e. Și trebuie să faci, adică, uite, cum ai fost tu. Băi, asta e super puterea mea. Asta credeai tu, așa simțeai. Până în momentul în care ți-ai dat seama, bă, da, am obosit. Nu e super puterea mea, că nu o fac natural. Exact, exact. În multe situații o fac natural, pentru că îmi place. Chiar asta vreau să punctez, că îmi plac foarte mult oamenii. Îmi place să aflu povești noi. Mereu când vine cineva nou la unghii, doar de asta cred că am și rezistat atât în meseria asta, pentru că îmi place să cunosc și am cunoscut oameni din toate colțurile lumii, din toate continente, toate, nu știu, chiar toate, Asia, Australia, adică America, așa, adică am avut persoane din multe zone ale lumii și mi-au adus de acolo energie să o simt, gen, și îmi place chestia asta la nebunie, dar sunt momente în care simt că îmi dau energia mea prea mult, că trebuie, da, exact, așa cred eu că trebuie. Și nu știu să pun punct, nu știu să pun limite. În cartea asta, cele patru legăminte, și chiar am să pun cele patru legăminte acolo, și una din ele zicea ceva de genul, poți să înveți să spui nu, gen, știi? Uh-huh. Asta la mine, eu, pentru mine ceva, nu există așa ceva, cum să zic nu? Deci eu nu știu. Și eu am avut o problemă mult timp cu treaba asta. Maxim, nu pot. Și mă mai lovesc și acum de ea. Dar am mai învățat să zic nu. Da. Pentru că... Simt că dacă orice, nu știu, argument aș avea, rănesc. Adică poate să, nu știu, cum ai zis tu vara, nu? Că gen leșin. Eu chiar am leșinat din cauza muncii și când am mâncat. Și cu toate astea n-am putut să zic zilele următoare nu. Sau doar când am ajuns la spital, efectiv, n-am vrut să mai vin. Am reușit să sun și să spun, îmi pare rău, uite, s-a întâmplat ceva cu mine și... și, da, adică când ajungi așa, înseamnă că chiar este o problemă. Și universul nu degeaba ni le dă, că trebuie să le vedem că... Exact. Și eu învăț să spun nu. Da. Mai am. Stai, încă un pic. Încă un pic. Încă un pic și la unghi, încă un pic și... Încă un pic și cu nu. Da. Da, în sensul în care mi-ar plăcea să pot să spun nu, argumentat și asumat, dar asta cred că putem face în momentul în care știm cine suntem, dar eu când încă nu știu cine sunt. Adică gen, băi, eu știu care este superputerea mea, eu știu cine sunt, eu mă apreciez, mă iubesc, mă respect, că de multe ori, cum ziceam, fac orice pentru oricine, mai puțin pentru mine. Da, în momentul, da, deci, am prea multe de spus și nu știu cum să le spun. Cumva îți dau dreptate, cumva nu. Da. Că știi și tu situația. În momentul în care știi cine ești, asta înseamnă neapărat că poți fi asumat în ceea ce faci. Da, când n-ai puterea să... Da, deci poate știi cine ești, dar poate încă nu ai destul de putere încă să-ți asumi cine ești. Da. Mm-hmm. Adică tu știi unde vrei să ajungi, știi... Da. Da, ce dorești după aia. Dacă nu știi, dacă te iubești, nu poți să te iubești dacă nu știi cine ești. Eu ce iubesc la mine? Da. Chiar dacă răspunsul la cine ești nu e unul complet, tot poți să te iubești. Da. Deci cumva sunt conectate, dar... Uh-huh, uh-huh. Nu chiar. Deci
nu pot exista una fără cealaltă, uh-huh. Dar pot exista fără ca celelalte să fie complete. Da, exact. Adică la răspunsul ăsta, cine sunt, poți da răspunsuri și de astea simple. Păi ce sunt? De cred de aici trebuie să o iau. Da, sunt soție. Da. Sunt 4 ani de salon. Hrană? Da, ești 4 ani. Stăpâna. Da, ai un salon. Fac unghii. Sunt distribuitor de produse de astea, cum se cheamă, în fine. Adică încep de la cum se face un CV. Da, nu mi-a plăcut niciodată când n-am fost nevoie. Sau, da, dar nu știu pentru ce, nu mai țin minte. În fine, încep de la lucruri pe care le poți vedea. Da, efectiv. Și apoi, știi? Fac multe chestii, acum când stau să mă gândesc, chiar fac prea multe chestii. Și după aia, știi, dezvolți. Da. Dacă sunt soția asta, ce înseamnă? Cum sunt? Dacă nu știi, întrebi. Să întrebi pe Robert. Ce vrei să afli, sunt, da. Și așa poți să afli, după aia te-ai la tine. Mă accept, mă iubesc? Hoponopono. Da, dar n-ajungem acolo. Deci nu e chiar stilul ăla. Păi, lucrez și la treaba asta, din. Da. Până la urmă, cum zici, oricum este un destin și oricum dacă ies... toată viața este un proces, este pur și simplu, tocmai de asta venim, ca să învățăm. E normal că nu o să învăț acum, gata, învăț tot, acum știu tot, pentru ce mai vin. Adică e clar că până la sfârșitul vieții tot avem... Dar e bine să fii conștient de tine. Da. În tot parcursul ăsta. Pentru că fiind conștient de tine, vine asumarea aia. Da. Și chiar dacă nu te iubești, de asta era, chiar dacă nu te iubești, nu te placi, nu știu ce, tu ești conștient de tine, de felul tău de a fi, poate nu te accepți în întregime, dar știi ce poți tu mai departe accepta și ce nu. Uh-huh. Și de aici vine și chestia asta, că să spui nu. Măi, eu știu cum sunt și lucrul ăsta nu pot, nu rezonează cu felul meu de a fi. Eu nu mă iubesc într-adevăr, poate, da, mai am momente când mă duc la vale cu încrederea în sine, cu toate lucrurile astea. Dar lucrul ăla nu rezonează cu ce simt eu în interiorul meu și atunci, da, spui nu. Uh-huh. Până la urmă, da, ajungem tot la intuiție. Da, și la conștientizarea a ceea ce ești tu, a ceea, dar în interiorul tău, a ceea ce simți de fapt. Da. Mai presus de a da nu știu ce definiții pompoase a ce ești și ce vezi prin cărți, ce simți tu în sufletul tău? Mereu când am așa discuții, îmi vine să mă duc acasă, gata, ia! De azi, da! Și să știi chiar de când fac podcastul, de fiecare dată știi că mai recitesc sau reascult, că uite, deci, serios, e pentru mine ceva prea tare, pentru că am avut foarte multe discuții cu tot felul de cliente și apoi uitam. Da, adică gen mă luam cu viața și uitam. Și acum mi se pare prea tare că mi-aduc aminte de anumite discuții și pot să le reaccesez și doar, deci numai dacă doar pentru mine fac lucrul ăsta, pentru mulți ani înainte, de acum înainte, și să ascult, să-mi dea din nou energie, o să fie pentru mine un succes. Uite, apropo de chestia asta, eu n-am mai avut timp să mă ocup de YouTube. Stăteam uneori când eram așa mai low și mă uitam la clipurile cu mine. Și mi-aduceam aminte de momentele în care editam și când editez. Nu, deci râs de pocnești pentru că te vezi ce reacție ai feței, ce cuvinte scoți, ce dezacorduri, ce... Nu, deci era ceva în fine, mai ales că eu și vorbeam singur acolo, deci nu era nimeni. Și fii, eu vorbeam, eu întrebam, eu răspundeam, Băi, și râdeam maxim de momentele alea, mi-este foarte dor, știi, ca să stau să filmez, să editez după și să... Rămână ca amintire când mă uit la mine. Pe mine nu mă interesează ce explicam eu acolo, dă-te cu far, nu știu cum, sau pensează, nu știu cum. Mă uitam pur și simplu la mine și băi, deci m-a schimbat enorm de mult. Da, te-a ajutat să... Da, să văd că m-a schimbat. Adică să fii conștient de tine, te face să fii conștient de tine în momentul în care te vezi din exterior. Și e tare, adică pe lângă te și distrezi, te și enervezi pe tine. Da, când te vezi, mamă, de ce fac lucrul aici, ăla? Asta, de ce așa? Nu trebuie, vrei să nu mai faci lucrul ăla? Și adică te ajută să, foarte mult. Da, să conștientizezi chestii la tine și să vrei să le schimbi. Uite, asta e cea Paul Olteanu, v-am nebunit cu Paul Olteanu, așa,
că tot la fel, el când a început să vorbească în fața oamenilor, gen nu neapărat la podcast și înainte, observa că când se filma că stătea ghebo sau stătea în toate felurile sau spunea anumite cuvinte care sau, na, nu știu, de exemplu eu că sunt moldovean, că nu, gen când mă aud, aoleu, gen, în fine, aia e. Și l-a ajutat să-și îmbunătățească postura, asta vreau să zic. Da, așa că... Dar și pe mine neapărat ca postură, ci păi asta cu da, orice, încrederea în mine m-a ajutat, deci mi-a dat o încredere în mine maxim, de la când mă uit la primele clipuri, cum stăteam eu ascunsă după palete, așa și pe sub masă și eram acolo să nu mă vadă camera, așa, și după aia în alte clipuri mai spre final, când n-aveam nicio treabă, eram spre degajată și se vedea relaxarea pe mine, dar la început, frate, filmam și o zi întreagă pentru un clip de 20 de minute. Deci filmam 12 ore. Ziceam să zici de YouTube. Acum, hai să, e aceeași stație care mi-a fost pe mine la început. Cine ești? Blanc, cine sunt? Asta e întrebarea vieții mele. Da. Dar poate discuția te aștea să-ți mai dai seama cine ești. Trebuie să mă duc acasă să scriu pe foaie iar. De ce? Nu de ce. Sau cine sunt? Cine sunt? Da. Și să încep cu lucruri simple. Și ce simți tu în interiorul tău. Mm-hmm. Da, deci eu. Eu am un canal de YouTube. Am foarte multe clipuri acolo. Doar că anul ăsta nu am postat. Și eu am apărut. Da, am clipuri și cu Sonia. Așa. Doar că n-am mai avut timp să mă ocup, pentru că treaba asta chiar necesită mult timp. Da. Și nu e cum e la Sonia, că îmi fac o clientă și după pot posta. Adică chiar și așa, bine, ea își acordă mult mai multe ore, dar face totuși o clientă în timpul ăsta. Uh-huh. Pentru mine, timpul pe care îl dădeam acolo era timp extra, din timpul meu liber. Da. Și erau ore foarte multe și apoi foarte multe zile întregi în care stai și editezi și vrei să-ți iasă cât mai bine și... până îl pui, până îl promovezi, până îmi consuma foarte, foarte mult timp. Da. Timp pe care nu mai am momentan. Da. Îmi e foarte dor să fac treaba asta. O să vă las pe Sonia, sigur, un link acolo în descriere, dacă vreți să dați un ochi pe ce fac eu. Îmi e foarte dor pentru că e foarte frumoasă partea asta de social media și de video și îmi place mult și să editez și așa, dar... Păi lucrurile astea le faci în momentul în care ești mai relaxat. Da, așa e, așa e. Când ești, cum a fost eu, plină de luni până duminică, frate, n-am o zi liberă pentru mine. Unde mai stai să mai zâmbești singur în fața camerei? Da, deși, păi, era un timp pentru mine, cum ar așa, așa pe care îl împărtășeam cu ceilalți și era foarte mișto. Și mi-am promis că nu o să mă las de treaba asta, deci nu vreau nici în ruptul capului eu să renunț la YouTube. Chiar dacă e o pauză, e o pauză. Așa. Da. Exact, să nu mai pui presiunea aia. Trebuie să fiu constantă, trebuie să fiu constantă. Doamne, păi am avut perioade în care postam 3 clipuri pe săptămână. Nu făceam nimic altceva decât filmam și editam. Da. Eu nu ieșeam la o cafea cu fetele. Nimic nu făceam, în afară să ies din casă, să mă duc să-mi fac, pe vremea aia făceam doar machiaj. Să-mi fac doar programările de machiaj. Da. Nu făceam nimic altceva, doar filmam, editam, filmam, editam, filmam, editam. Asta era toată viața mea. Și după am lăsat-o un pic mai moale, dar a fost aproape un an de zile în care filmatul și editatul a fost pe primul loc. Da. Și într-adevăr aveam șanse să evoluez, dar a fost presiunea aia, de ce m-am lăsat de YouTube? Nu mi-aducea niciun ban. Iar eu trebuia să trăiesc. Eu trebuia să-mi plătesc o chirie, trebuia să-mi plătesc o contabilă, trebuia să plătesc taxe la asta, trebuia să plătesc chestii. Da. Și atunci mi-am dat seama că dau foarte multă energie într-un loc care nu mi-aduce decât bucurie pentru suflet. Momentan, da. Da, momentan. Și nu mi-aduce bani în buzunar. Și n-am ce mânca. Și atunci, pe unde îți dai energia? Da. Și am încercat să o dau în ambele părți, dar n-a ieșit. N-ai putut, fizic, N-a ieșit, adică nu faci niciuna bună. Mm-hmm. Nici la cliente nu eram total focusată și nici în partea cealaltă nu eram total focusată. Și până la urmă mi-am zis, bă, eu ce am nevoie acum? Am nevoie de local, de niște bani să trăiesc. Bun. Da. Acolo îmi dau energia pentru cliente, pentru promovare locală și pentru toate lucrurile astea. Da. Acum că lucrurile astea le-am făcut, mi-e dor să mă întorc în partea cealaltă. Ai pus bazele cumva, ai o rutină, ai un... Doar că bazele astea nu sunt organizate momentan. Da, 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 dar nu o să fii niciodată ce crezi că... Adică, nu știu, depinde cât ești tu de organizată, da? Păi eu nu sunt organizată. Deci dacă m-ar auzi mama, ar zipa, nu, Denisa e orice altceva nu organizată.
Nu sunt organizată, dar cumva în haosul meu creez o organizare pentru viața mea. Da, tu din haosul ăla... Da. Da. Și eu știu ce am de făcut, astfel încât să ajung într-un punct în care să mă reîntorc în online. Da. Deci și eu de asta am dor maxim. Am zis că nici nu mă interesează cum fac, nici nu mă interesează ce iese. Deci nu că nu mă interesează, mă interesează foarte tare, pentru că atât de mult îmi doresc, nu vreau să mai pun limitări, știi? Da, Sune, dar tu ai bazele puse de 12 ani. Da, tu. Așa e, așa e. Eu am bazele puse de 2 ani. Da, da, așa e, așa e. Deci... Era timpul, pana mea. Adică... Da. Vorbim de alt nivel. Da. Nu, bine, eu nu-mi doresc neapărat să mai aștept 12 ani. Da, da, exact. Dar și eu nu... Uite, vezi, tu ai făcut o chestie foarte mișto. Că te-ai apucat și nu te-ai mai interesat. Eu pun presiune pe mine, Doamne! Da, ce crezi că și eu sunt expertă la de astea. Dar uite, a fost pentru prima dată când nu am făcut asta. Și eu, adică dacă încep o chestie, păi eu vreau să fac cel mai bine. Da, la nivelul ăla, da. Și nu când văd că, păi, câte clipuri am filmat, am meditat și n-au fost văzute de nimeni, doar de mine. Nici măcar Gabi nu le-a văzut. Nu voiam să-i arăt, îi mai arătam doar chestii fani, așa. Da. Nu. Și asta trebuie să-l scop cumva din cap, dar nu pot. Eu sunt genul care trebuie să fiu mai bună decât ieri. Da. Mai bună decât. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu. Nici nu-mi pasă de nimeni și nimic. Nu că nu-mi pasă, că respect ceea ce fac ceilalți și mă inspir ei și îi apreciez, dar nu mă interesează evoluția lor sau ce fac ei. Da, pe mine mă interesează procesul meu și evoluția ta. Da. Să fii mai bună tu decât tine, decât ieri, nu față de ceilalți, față de altcineva. Fiecare drumul lui, parcursul lui, apreciez. Știu că în spate e foarte multă muncă la toată lumea și apreciez chestia asta. N-am o treabă. Nu e concurență cu nimeni, doar cu tine. Și când mă uit la mine, și asta, nici asta nu e cea mai sănătoasă, că de multe ori tragem din noi. Știu, dar nu pot. Eu în viața asta întotdeauna mi-am dorit să fiu cea mai bună. Da. Trebuie să fac chestia asta cel mai bine. Nu. Și... Când îți doresc să faci multe lucruri cel mai bine, n-ai cum. Mi-e zici nu exact. Nu poți să fii perfect în toate. Așa, nu. Așa e. Și obositora naibii, adică... Doamne, nu zi! Eu sunt expertă în a nu dormi și a face chestii. Da. Uite, eu pe de altă parte dorm, adică gen eu seara, de exemplu, toată lumea știe, toate prietenii mei din totdeauna și așa, mă culc la 9:30, adică 9:30, dacă la 9:30 nu sunt acasă să mă pun în pas să reduc ritmul, după aia mă enervez, nu mai pot să mai adorm, visez urât, nu, e ceva horror. Dar mă trezesc la 6 de multe ori fără ceas, ceea ce îmi place. Tu, mi se pare că dacă eu mă culc la 9:30, trece viața pe lângă mine, Doamne! Zici, eu nu, dar nu pot, nu mai sunt capabilă de absolut nimic, parcă mintea mea, neuronii mei s-au terminat. Păi, dar nu trebuie să mai fac nimic cu mintea mea. Bine, de multe ori sunt salon și pun gene, da? Dar bine, ai o chestie mecanică. Bine, e dovedit că sunt oameni care sunt mai activi ziua și oameni care sunt mai activi noaptea, asta e clar. Eu nu, pentru mine, faptul că avem nevoie de atât de multe ore de somn, e un calvar. Am avut și eu chestia asta. De ce trebuie să-mi pierd eu viața dormind? Da. Sau mâncând, eram într-o perioadă. De ce trebuie să stau eu pierd timp să mănânc? Deci așa, când munceam și eu tot așa, de la 7 la 11 noaptea și leșinam că nu mâncam, adică gen... Nu, noi... Da, așa, adică ajung și eu acasă, mai stau și eu la un film, mai cas și eu ochii, mai vorbesc și eu cu Gabi, mai nu știu ce și cum. Dar n-am timp. Până la 20 mai îți fac toate astea, îți faci 12 până fac toate lucrurile. Da. Până mă demachez, până fac contul și până nu. Da, așa. Și după aia, normal că nu pot fi o persoană matinală și să ajung când trebuie. Deci am reușit și noi în sfârșit să vii să-ți fac podcast și să-ți fac unghii scurte, pătrate, mici, serios. Deci, da, cum nu mi le-ai făcut niciodată. Asta înseamnă că trebuie să mai facem unul în care să-ți fac unghii de alea extreme. Să recuperez. Da. Dacă ai avea o piesă muzicală, cum s-ar numi a ta, piesa ta, gen? Cum s-ar numi și despre ce ar fi? Sau despre tine, gen, știi, să-ți fac cineva o piesă, să faci Gabi o piesă despre tine. Nu, atunci a făcut. Eu am chestia asta, am observat-o, aveam și în clipuri. Gen, să dau curaj oamenilor. Pentru că eu am foarte mult curaj. Da. Uite, da, o piesă despre curaj. Da. Deci cam asta ar fi, pentru că în viața mea am fost foarte curajoasă. Foarte. Da. Am... Da.
am avut curaj să fac foarte multe lucruri pe care multă lume nu le-ar face. Adică, nu știu, cum a fost, toate chiriile mele din București au fost cu persoane necunoscute, deci nu le știam dinainte să stau cu ele în casă. Și n-aveai, nu ți încuiai camera, nu făceai nimic, pur și simplu te duceai, le cunoșteai odată, bine, e că vrei să stau cu voi. Și după aia ce toate lucruri de valoare, de orice aveai, stăteai cu oamenii aia. Adică, și așa am stat în 5 chirii. Wow. Și nu știam pe nimeni dinainte. Și nu chiar cum îi scoți cazierul ăla de la... Da, 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 să vezi. Adică, așa pe feeling. Sau să plec așa în țări total necunoscute pentru prima dată la persoane cu care poate, na, nu am avut mari tangențe, dar hai să ne vedem. Să, na, dacă ești acolo, adică să plec de nebună, să călătoresc, să... Da, multe alegeri curajoase, da. Acum că zici și eu, mă gândeam la mine, gen, și eu cred despre mine că sunt fricoasa secolului și cu toate astea chiar am luat multe decizii din care inconștient, curaj, din da. Orice, dar au necesitat un curaj fantastic și chiar l-am avut. Da, asta ar fi despre curaj. Da, să prinzi curaj. Da, da, da. Și mie îmi place să-mi puternicesc celelalte persoane. Eu când văd, pentru, la mine în schimb a fost invers, pentru că eu nu am fost așa când eram mică. Chiar mă știu cum eram, mi-era frică să deschid gura. Deci, și după aia ajungeam acasă și îmi imaginam cum aș fi fost eu de fapt. Adică gen, ajungeam acasă și îmi imaginam, mamă, aș fi zis aia, aș fi făcut aia, gen, era la serbare, nu cred că am mai povestit chestia asta. Că era la serbare și stăteam într-un colț acolo cu minte, nu dansam, nu nimic, dacă era și mama, tot nimic, nici nu, așa. E, și după aceea ajungeam acasă și stăteam ori în șir gândindu-mă cum ar fi decurs toată serbarea aia? Și mă imaginam cum l-am pe toată lumea la dans, cum aveam niște scheme din alea așa. Deci, serios, zice, asta făceam ori în șir. Știu, ai mai povestit. Da, da. Și în timp ai avut curaj să fii așa cum îți imaginai. Da, dar e prea tare, nu știu cum. Trăiai în tine și în imaginația ta decât în realitate. Era prea frică de realitate. Da, probabil și faptul că eu stăteam acolo și cumva vizualizam. Mă gândesc eu, știi? Adică vizualizam și probabil să am materializat. Păi și eu, uite asta cu vizualizatul. Când am venit, eu m-am mutat eu în Bacău, nu mă știa nici dracu și eu eram mare make-up artist. Știam de ce sunt în stare să fac și am avut noroc că și Lori la care am fost a avut mare încredere în mine. Și știa că pot și știa că n-am experiența necesară, dar a fost de acord să mă ajute. Și stăteam seara și îmi imaginam, Doamne, cum îți plină de cliente și stau unele peste altele și eu nu mai am timp de nimic și le machiez în continuu și toate apreciază. Și în fiecare seară așa dormeam, pentru că mi-a rămas o chestie de la maica mea. Când eram mică și nu puteam să dorm, îmi zicea, gândește-te la ceva frumos. Ce tare! Și... am rămas cu chestia asta și acum și în momentele aia când mă stresa, nu aveam bani, investisem tot ce aveam în lucrurile alea, era o situație destul de nasoală, îmi imaginam cum va fi viața mea făcând lucrul ăla. Și n-a durat mult, vreo 3 săptămâni s-a întâmplat treaba asta. Adică eram în salon și erau fetele claie peste grămadă și ziceau, haide, stai că trebuie să ajung la nuntă, stai că mai ești nașa, stai că mai ești mireasa, stai că nu știu ce. Și ușor, ușor s-a materializat lucrul ăla, dar așa de tare mi-am dorit și s-a întâmplat. Exact. Sau cu anumite feedback-uri. Uite, mereu vizualizez, știi că lumea vorbește frumos despre mine, am chestia asta. Da. Da, dar să ne placă toată lumea, să fim plăcuți. Despre mine ca om și despre munca mea, adică fii foarte mulțumită, știi? Și chestia asta chiar se întâmplă, adică când vin clientele și îmi vorbesc așa frumos sau mai găsesc un mesaj de ala sau o recenzie pe Facebook, sunt așa, eu nu cer să-mi lase. Mai zic eu uneori că mai cer, mai fac, mai... Da, uit, nu mă gândesc la asta. Și după aia văd așa, zic, mamă... Sau le mai zic la cliente că... Bă, trebuie să fac o poză, n-am mai apucat, las că data viitoare. Eu uit. Da. Și după aia vine clienta la mine, ai zis că faci poză, ia și fă poză înainte și după, ca să ai ce posta. Da. Adică chestia asta mi se pare... O grijă de tine. Da. Grijă asta și aprecierea asta mi se pare atât de tare. Și când vin ele și sunt așa mulțumite, stai că aduc și sora, și mama, și prietena. Oh, ce drăguț. Da, nu mai știu de la ce am plecat. Nu mai știu, era ideea cu piesa, nu ai zis. A, ba da, curaj. Da. Și mai e o chestie care că... Am tot să scriu. Dar mi-aduc aminte, stai. Era, dar vezi ce chestie am tot să scriu.
dacă ai avea un iaht, cum s-ar numi iahtul tău? Știi cât pe iaht scrie? Da, Zambilica. Da, da. Că nouă ne place cu lux. Da, nu știu, ceva... Uite, eu am... Deci cred că s-ar numi Prenț. Știi de ce? Eu când eram mică, întotdeauna, când eu am visat la prințul meu, în fine. Da. Și da, asta e o poveste prea tare. Numele meu de familie, bă, nu mi-a plăcut niciodată. Bă, l-am urât din tot sufletul. Numele meu de familie e Hrim. Mi s-a părut dintotdeauna foarte urât, îngrozitor, parcă am fost blestemată de Dumnezeu să mă cheme așa. Bă, multe lume zic că nu are nicio problemă. Nu, dar mie, nu. Horror, tu mi-era și rușine să zic. Da, și nu-mi place nici în ziua de azi. Dacă te uiți, eu tot timpul am Denisa Andreea, în da, fine, da, da, și am zis că eu în viața asta, bărbatul care mă voi mărita, dacă mă voi mărita, vreau să aibă un nume de familie frumos și care să rezoneze cu numele meu. Că numele meu nu rezonează cu numele meu, da. Hrim Denisa. Nu, sună ca din topor, nu-mi place, știi? Denisa Hrim. Da. Nu, parcă te neci așa când zici Hrimul ăla. Și mi-am dorit un bărbat cu un nume de familie frumos. Mamă, și când l-am cunoscut pe Gabi și mi-a zis Prințul Gabriel, băi, așa frumos ce-a sunat. Eu m-am îndrăgostit. Te-ai îndrăgostit de numele lui, gata. Da, și mai ales că numele. Era și Prințul, Prințul. Da. Că eu visam la Prințul meu și s-a nimerit și numele și mi s-a părut prea tare. Și ai zis că mi se pare că avea și o mașină albă sau da, ceva, da, nu? Adică prințul pe cal alb. Da, prințul acum o să fie, albă. Acum o să fie prințul cu un iaht alb. Da, și SRL-ul nostru, când l-am făcut, e Prințul Beauty. Și oricum sună blejne, mi se pare, da. Băi, numele ăsta, mi se pare că sună atât de bine. Da, știi că da. Poate nu-i wow, bă, dar pentru mine e wow. Da. Și cred că orice aș avea în viața asta se va numi ceva cu Prențul. Da, 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 așa e, așa e. Hai că eu am iaht, că o să am o mașină și îmi pun banner, că o da, am da, da. Salon. Ceva cu Prențul, da, sigur, da, da. Nu există. Pentru păi, mine Prențul că... fie brand. Da. Apropo de nume, vezi ce chestii, că acum am adus aminte, dar rar ori mi-aduc aminte chestia asta. Eu când eram mică, bunica avea un vecin pe care îl chema Ghența. Și... Săracii, na, nu aveau o situație foarte bună, din contră chiar, și mi-era foarte milă de ei și mă gândeam, vai, săracii, au și numi, na, rețel, și mă gândeam eu așa. Pe lângă asta aveau și porecle, și cum la țară că ăla e alu ăla, da, nu știu da, cum, da, și aveau da. Niște porecle, avea și o porecle urâtă. Nu o să zic, na, aia e, dar gen, aveau porecle urâtă și numele nu mi se prea și... Da, pentru că și asociam, era numele de poreclă, cum ar veni, aveau, adică foarte nu erau foarte mulți care aveau poreclă, dacă aveau poreclă, cumva era ceva așa, știi? Și ca drept dovadă, pe Robert îl cheamă Ghența și după foarte mult timp mi-am dat seama că eu mi-am, de atunci, când, deci îți dai seama, ca și copil, eu m-am gândit la lucrul ăsta, eu sper că dacă o să am un iubit soț, să nu-l cheme Ghența, adică eu chiar m-am gândit la chestia asta. Și fixați Ghența. Și nu-mi vine să crede, și ți-am de foarte puține ori mi-am adus aminte de chestia asta, dar oricum, prea tare, adică... Da, da, da. Mișto. Da. Da, doar că... Doar că, da. Nu, ăla n-a ajuns un univers, știi? Da. Nu vreau un nume. Vreau numele Ghența, nu? Asta s-a da, auzit. Da. Păi da, că ce așa, ca să pui în univers dorinței, nu trebuie să folosești negație. Da. Și totuși, cred că am văzut-o ca pe un semn, știi? Adică eu de mic am știut, dar știu ce nu vreau, dar Dumnezeu nu a auzit numele ăla. Tu ce nume îi pune? Ah... Bine, tu cum pui eu, întrebările și yeah. Nu știi răspunsul. Nu, m-am gândit la asta, m-am gândit că ai să mă trec tu. Eu, cum mi-am pus Sonia Otilia peste tot, totu-i Sonia Otilia, totu-i Sonia Otilia, dar nu știu că aș fi chiar așa arogant. Că da? Probabil... Nu văd arogant să fie numele tău. Da, să știi că, uite, de asta salonul nu l-am numit după mine, pentru că nu m-am simțit suficient de încrezătoare și am crezut că nu, eu, ceea ce fac nu e suficient de important, că nu sunt suficient de importantă, că nu merit. Și atunci niciodată nu mi-am însușit și chiar și când mi-am făcut blogul prima dată, l-am denumit Odil or Cașmir sau ceva de genul, chestia asta, adică Odil venind de la Sonia și mult timp l-am postat și nu dădeam share pe pagina mea, ca lumea să nu știe că eu sunt, da, pentru că, tine, exact, da. Pentru că mi-era rușine să mă pozez, mi-era rușine de mine și pe mine m-a ajutat foarte mult să fiu un online, să am încredere în mine și să nu...
și am găsit un loc în care pot să fiu eu, cu adevărat eu. Pentru că, într-adevăr, în viața reală mi-era rușine de oameni, mi-era rușine să mă îmbrac într-un anumit fel, să nu zică cineva ceva și, ca drept dovadă, și acum încă am așa oarecare, nu știu dacă rușine, dar îndoială că oamenii ar înțelege. Nu pot zic chiar că acum mă îmbrac cum am chef, dar cred că mai degrabă este un oarecare respect pentru oamenii care trăiesc în Bacău, în sensul în care, nu știu, aș putea să merg ca o zăpăcită pe stradă, dar arată și probabil că sunt nebună. Nu că neapărat mă interesează, dar că, sau poate încă mă interesează, că mai sunt, na, oameni, nu știu, oh my god, nu știu, vezi, vorbind, cred că eu fac terapie aici cu voi, dacă stau să mă gândesc, vorbind, îmi dau seama de ce vreau și de ce nu vreau și ce-mi place și ce nu-mi place. Cred că trebuie să... La mine e pe stări. Sunt momente în care nu mă interesează de nimeni și nimic și am încredere de zici că de rămulții și mă îmbrac cum am chef și merg super mândră și bla bla bla. Sunt momente când nu e la fel. Da. Și uite, mai multă încredere am în mine în momentul în care merg mai mult pe jos decât cu mașina. Când merg mult timp doar cu mașina și apoi trebuie să merg pe jos, să întâlnesc cu oameni mulți, am anxietate, nu mă simt bine. Mă simt așa, expusă. Da, exact și eu, de când am mașina la fel. Simt că sunt acolo, din casă, în mașină, în... Da, în și casă. Ești, adică tu ajungi din spațiul tău safe în alt spațiu safe. Adică de acasă ajungi în salon sau ajungi la o terasă sau așa. Adică ești safe tot timpul. Cumva ești într-un loc în care... Într-o bulă. Da. O, când ies din bula aia mea... Panică. Și da, și merg pe stradă și gen sunt multe reacții urâte de la tot felul de dobitoci. Da. Așa. Și s așa, adică ori am senzația de frică de multe ori, ori de nervi. Vine să iau pe tu să-i bați. Bă, Doamne, treziți-vă, în cel mai trăiți, suntem liberi să mergem cum vrem, să arătăm cum vrem. Ori mi se pare că sunt mult prea expusă, privită, adică mă înțeleg, arunci o privire, că poate îți place ce vezi, dar nu te uiți insistent să mă faci să mă simt prost. Da, eu nu mă simt bine că tu te uiți la mine și mă urmărești așa, nu mă flatează, nu mă dă pe spate chiar deloc. Păi nu, dar adică... cei mai mulți oameni sunt probabil în bula lor toți la fel, nu știu cum să zic, știi? Și când văd ceva ieșit din comun... Da, atrage atenția, da. Eu înțeleg și asta, dar dacă eu asta sunt, adică nu mă îmbrac așa ca să atrag atenția. Exact, eu mă îmbrac așa pentru că eu când mă uit în oglindă, îmi place să mă văd pe mine într-un fel anume. Da, și pe mine mă face să mă simt încrezătoare și îmi dă putere. Eu dacă, de exemplu, într-o zi vin la muncă și nu-mi place cum arăt, da, Denisa și mă sară singură, nu mă mai stresez. Așa? Dar nu-mi place cum arăt, nu mă simt bine, pur și simplu. Aia cred că e mai mare, nu? Da, e mai mare. Mi-am dat seama când am venit în vacanță că gen, când am stat atunci în ziua aia așa am nebunit, așa gândindu-mă la viața mea, că eu îmi dau foarte multe activități, gen, îmi dau misiuni, gen, îmi dau lucruri de făcut, tot timpul să am mintea ocupată, să mă țin ocupată și încă nu-mi dau seama dacă gen e că să fug de mine, sau pentru că chiar vreau să fac, sau pentru cine fac lucrurile astea, sau de ce cui trebuie să demonstrez, sau e ca și până și podcastul, adică îmi place ce fac, îmi place chestia asta, că am avut curaj să fac lucrul ăsta, cum ziceam, îmi plac oamenii, îmi place să aflu chestii despre ei, eu aș face podcast și cu oameni când vin pentru prima dată în salon, gen, știi cum vin clientele pentru prima dată și ne apucăm și discutăm și îmi zice ce nebunii face și eu sunt mamă ce tare, wow, nu știu ce. Adică mi-ar plăcea să surprind și astfel de momente și să... Da, nu sunt naturale. Că lumea nu... Păi asta, cameră, exact. Da. S-a blocat, nu mai... Da, doar să fac, nu știu... Camera ascunsă. Da, camera ascunsă, dar bine, nu. N-ai nevoie de aprobare. Da, logic. Dar zic că ar fi mult mai tare. Dar în schimb chestia asta, că gen... Fac podcastul seara, pentru mine iar este o super mare chestie, pentru că sunt super obosită seara, știi? Și nu, și trag de mine, dar într-adevăr văd că pot, surprinzător. Adică gen mă energizez. Da, pentru că e altceva. Da. E o chestie de început, e o chestie faină, e o chestie care îți
ți-aduce o vibrație înaltă, mm-hmm. ți-aduce o bucurie a sufletului și e normal să te simți bine. Și lucrurile decurg natural și ea de treabă. Da, și plin de energie. Deci, efectiv, plec de multe ori super energizată și, mamă, ce tare fă, sau, na, ajung acasă și mai ascult și... Sau chiar când trebuie să editez și pun cap la cap și seara stau în pat și ascult, parcă mă energizează așa, sau râd, sau... Da. Tu ce ai face? Sincer, cum ai face? Știu, sau... Sincer, nu știu. Eu întotdeauna am avut chestia asta că gen aș pleca în lume, dar nu am un loc în care m-aș duce efectiv să rămân acolo. În schimb, mi-ar plăcea să văd toată lumea asta și asta, să fac ceva înăuntru acolo, să rămân... Să-și aduc aminte. Eu cred că am chestia asta, gen, să-și aduc oamenii aminte de mine. Ce zic și eu, că faci ce să fii fascinat. Fii fascinat de mine, wow, e Sonia, gen. Eu cred că într-o viață anterioară zic că am făcut ceva vedetă sau o chestie. Mi se pare prea tare, nu știu, îmi place să fiu niciodată atenție, dar mi-a plăcut dintotdeauna, dar mi-a fost teamă, știi? Mi-a fost teamă de reacții. Uite, și mama mi-a zis de multe ori, Sonia, dacă tu te expui așa, gen, public și dacă oamenii o să-ți comenteze urât sau... Așa, așa. Păi, da, o să-mi comenteze urât, că nu toți sunt de aceeași părere cu mine, dar am puterea acum, simt că pot, să nu mă mai intereseze dacă cineva îmi comentează, nu știu, orice, pentru că eu știu cine sunt. Vezi? Da. Da. E, lasă că și eu am primit hate. Hate, nu? Am primit, dar eu nici nu-l vedeam. Mă suna frate, bă, ștergești tu comentariul ăla, că în jur aia acolo, știi? Mare, sau uite ce urât vorbește, vezi că am găsit un comentariu. Eu nici nu-l vedeam, adică... Când primești primul tău hate, înseamnă că ești cineva.
Da, da, exact. Și chiar era Ana Morodan care zicea la un moment dat o chestie că, bă, te simți cea mai tare când enervezi omul, știi? Adică tu ți-ai dedicat timp din viața ta doar ca să te enervezi eu pe tine. Da, da. Și ai ales să fac lucrul ăsta. Da, da, ți-ai dat timp din timpul tău. Da, mai și asculta, mai și urmări, da, și mai dat și comentariu. Da, da. Știi? Adică chiar ajungi la un nivel. Da. Și cred că de asta mi-ar plăcea să călătoresc mai mult, pentru că mă încar foarte tare și mă inspiră toate locurile. Eu avem mulți prieteni care au plecat în afară, în Londra mai exact, și în perioada aia, na, de asta ne gândeam, bă, cum ar fi, că uite, toată lumea a plecat, toți prietenii noștri. Și sincer, la câte lucruri sunt acolo, și eu când am fost fascinată, efectiv, da, de mișto, așa. Pentru că sunt foarte multe culturi și oameni diferiți și fiecare e cum vrea și nu, și foarte mulți plecați de acasă, dai seama, poate să fie cum vor ei, știi? Deci nu pot să... Eu am fost fascinată și, în schimb, mă gândesc cum aș pierde foarte ușor, pentru că mi-ar fi... Eu am, chiar asta și m-am gândit odată, eu faptul că sunt în Bacău, simt cumva că, neavând foarte multe atracții, gen, știi, stau foarte mult cu mine, gândesc foarte mult, îmi caut inspirație din interiorul meu, nu din exterior, știi? M-am gândit la chestia. Eu cred că noi suntem cineva în funcție de mediul în care suntem. Că eu dacă mă duc în vacanță, s-altfel, dacă mă duc în nu știu ce țară, s-altfel, dacă ajung în nu știu ce mediu, s-altfel, dar înseamnă că nu sunt autentică. Eu mă comport așa cum simt la locul ăla. Adică pe mine dacă mă muți, sunt altă personalitate. Apropo de ce zicea Robert cu ipocrizia, nu, eu mi-mi place să mă să creez personaje, gen, știi? Și să, de exemplu, când am fost în Lyon, nu? Mă așteptam, știi, ca să găsesc franțuzoaici de alea super elegante, super frumoase, super nu știu ce, știi? Și m-am dus și mi-am pus și o băscuță de aia roșie și cu bluză în dungi, nu știu ce. Și oamenii erau puțin oameni normal pe stradă și eram... Ce aveți? Unii Franța aia de care am citit eu, știi? Adică, serios, ce aveți? Și oamenii se uitau ciudat la mine, înțelegi? Că eram super, da, știi? Ok. Pe rețele de socializare nu pui mai nimic despre tine. Exact. Și sunt sigură că mulți oameni sunt curioși de viața pe care o duci și pe principiul ăsta merg și eu. Chiar dacă, na, într-adevăr, e important ceea ce fac, munca mea, dar eu știu, avem o viață extra, știi? Își doresc lucrul ăsta. Da. Mi se pare că nu rămâne nimic al meu, știi? A, da, da, da. Eu n-am chestia asta. Mi se pare că îmi place să pun, îmi place să fiu acolo, să vadă și așa, dar în momentul în care le țin eu pentru mine, mi se pare valoroase. Da, comoara mea, pe care vede nimeni și sunt momentele mele și au valoare. Mai mare, mult da. Mult mai mare decât în momentul în care e o poză drăguță pe net. Nu e doar o poză drăguță, e un moment acolo, un moment în care m-am simțit într-un fel, în care a fost o conexiune, în care am văzut niște lucruri, în care am avut o stare. Da. Nu e doar o poză de pe net. Da, dar eu apropo de chestia asta, când mă uit pe pozele mele de pe Instagram și zic, vai, uite cât sunt de frumoase, știi, deci, așa sunt, înțelegi? Și zic, bă, de ce aveam atât de puțini followers sau gen like-uri la poza asta, că uite cât este de mișto și ce am transmis, dar probabil am transmis, pentru că eu simt, adică poate nu e chiar atât de wow, știi, dar pentru mine e... Atât de wow cât... Da. Social media e pe trenduri. Da. Și funcționează ceea ce e în trend. Aia are like-uri, aia are view-uri, aia are nu știu ce. Ce e în trend? Da, da, da. În momentul când ești autentic, poți avea norocul să fii plăcut, autentic fiind. Poți avea, nu știu, ghinionul să fii neînțeles. Da, exact, exact. Și autenticitatea ta să fie neînțeleasă. Și automat că rezonează mai puțin oameni cu tine. Și nu e atât de apreciată. Că te nișezi cumva. Supărarea mea e că parcă tu devalorizezi lucrurile pe care eu le pun acolo în tot sufletul. Da, și chestia asta mă enervează. Și nu mai bine le nu las mai eu ascunse da, să nu mai ai tu putere să devalorizezi nimic. Dar mă enervează că, bă, lucrul ăla chiar e din tot sufletul meu și o chestie pe care eu am fost de acord să ți-o arăt și ție. Și când văd că dai cu ea de pământ, așa, sau e o chestie așa, nu știu, o interpretezi aiurea, mă supără. Adică da, eu ți-am arătat ceva și tu n-ai apreciat. Ia, nu-ți mai arăt eu nimic. Da, da, da. Hai. Adică mai mult chestia asta e. Adică, supărându-mă pe anumite momente sau așa, m-am supărat pe toată lumea. Da, da. Și mi-am păstrat poate cele mai tari momente și cele mai tari chestii pentru mine și nu s-a afișat nicăieri.
și poze foarte mișto și filmulețe faine sau interesante. Sau care... Ale voastre, pur și simplu, da. Dar știu că multă lume, când mă cunoaște, îi place felul meu de a fi, știi? Și ar vrea să se uite mai mult la mine, că și cu clipurile pe YouTube. Nu așa, băi, mă uit pentru energia ta, pentru cum ești tu. Da, exact. Adică oricum nu înțeleg nimic din ce explici acolo și mi se pare super complicat tot ce faci. Dar mă uit pentru tine, mă amuz, îmi dai o stare bună, știi? Vibe-ul tău și tot, da. Și știu că... Își doresc lucrul ăla, dar să așa... Ei, oricum deja e mult prea mult, adică gen n-ai timp nici să mă uit la mine, nu n-am timp nici să postez despre munca mea, mai postez și despre ideea mai mult în vacanții, postez că atunci am timp. Da. Și după aceea gata, până la următoarea vacanță, iar... Și cu ce... Deci, de multe ori n-am chef să postez o poză fix atunci când am făcut-o, știi? Poate vine să o postez peste o lună. Și când o postez peste o lună, toată lumea crede că sunt concediu. Ești în vacanță, iar. Și nu mă mai deranjează și nu mă mai sună și nu ce, adică și eu sunt acasă și nu fac nimic. Și aștept clientele să sune și ele nu sună, pentru că ele cred că ești în vacanță. Dar la mine, de exemplu, clientele s-au obișnuit și îmi zic că sună, eu nu știu când ești în vacanță, că nu, eu îți scriu. Și eu postez după 1000 de ani. Eu, pe de altă parte, uite, eu știu cât de mult muncesc. Și știu, am mai avut discuția asta și cu Mădălina. Oricine, oricând, poate să facă ceea ce fac eu până la urmă, nu? Da. Inclusiv, cum ziceam, mii de ori lucrate până la epuizare. Uh-huh. Inclusiv, nu știu, poate dureri de toate felurile și ori, nu știu, nopții în care am plâns sau am, nu? Adică anumite trăiri. Exact. Pe care nu le pun pe internet normal, pentru că nu trebuie, adică nu văd că ar putea nimeni, sau nu mi se pare corect să împrăști cu o travă sufletului meu, care se află și acolo la mine ceva tristețe, nu? Așa? În schimb, cred că atunci când știu că merit să am parte de toate lucrurile alea și că dacă le postez chiar cu intenția de a inspira oamenii, în sensul în care, și nu de a-i face invidioși ce obțin asta în capul meu, că poate să transmite altceva sau alții au adică dacă au altceva în suflet sau trăiesc altceva, înseamnă că au chestia în suflet, nu pentru că eu le-am transmis-o, pentru că ideea mea este chiar de a inspira, în sensul în care oricine poate să facă orice atât timp cât își dorește și face eforturile necesare aferent, da, în direcția respectivă. De-aia nu știu cum apreciez timpul ăsta, serios, mă gândesc. Tu vorbești? Dar eu? Eu n-am nicio treabă cu aprecierea timpului. Adică eu deja nu... Nu te mai chinezi de înțelege? Nu, nu, nu. E o întrebare grea. Întotdeauna mi s-a părut asta. Ești fericit? O, da. Și eu mă pun, deseori. Adică în capul meu acolo. Și am momente în care, Doamne, simt în mine o bucurie și o fericire și zic și lui Robert, Doamne, sunt atât de fericită. Și a doua zi nu pot să mă ridic din pat. Și sunt demotivată și nu reușesc să găsesc deloc motivație, nimic și... Da, deci nu știu cum funcționează lucrurile. Sau, dacă ai fi putut să alegi conștient, ce-ai fi ales? Dinainte, nu? Da. Femeie sau bărbat? Acum, văzând lucrurile cum stau la momentul ăsta. Eu nu cred că vreau să fiu bărbat, de exemplu. Mi-mi place feminitatea noastră. Nefiind o persoană foarte rațională și nefiind o persoană care se placă să gestioneze situații și să vorbească cu oameni și să fie autoritară sau, nu știu, sigură pe sine, mi se pare că genul femeie poate să fie mai folosindu-se de aturile astea de femeie, gen să fie pisicoasă, să fie alintată, să fie așa, am reușit să obțin anumite lucruri. O văd ca pe un avantaj, chiar dacă nu pot să zic că mă folosesc neapărat de el, dar... Eu da. Dar, oriunde am treabă, registrul comerțului, oriunde mă duc... Da, funcționează. Îmi instalez PC style. Da. Inocentă, chestii. Bă, da. Eu nu știu, dar nu că chiar nu știu, nu că mă prefac, chiar nu știu ce să fac și chiar că am nevoie de ajutor și sunt foarte așa drăguț.
micuță, ce acum e mișto să fii bărbat. Da, nu? Ești neînțeles, asta este. Da, da, așa-s bărbații. Așa-s bărbații. Nu mai mergi la război, nu mai faci nimic. Da, da, da. Doar exiși. Adică, e mișto. Da, da, da. Viață liniștită. Ori pentru că eu, neavând o prezență masculină constantă, să zic așa, în viața mea, sau cel puțin nu, cele care au fost, nu le-am văzut așa, am nevoie acum de cineva puternic lângă mine, știi? Și tot timpul îi zic chestia asta lui Robert și îmi vine să râd că de multe ori îi zic că am nevoie să mă protejez. Bine, am pus o presiune cumva pe el cu chestia asta, dar tot timpul îi zic și îmi zice tot timpul că bine, zi-mi de acum always, gen că să observantele sau ale. Măi, chestia asta e foarte drăguț, normal că îți dorești pe cineva în care să poți să te cocoloșești așa, să știi că totul e bine. Da, și să ajungi acasă din lumea asta mare, 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 cu atât multe pericole și oameni răi și să știi că poți, da, să ai siguranță și liniște acolo. Oricum, cum am mai zis, dacă mergi cu mașina ești într-o bulă constant. Da, da, nu prea vezi. Cum a fost? A fost bine, a fost liniștitor. Am avut emoții. Am avut emoții, culmea, da. Am avut emoții pentru că știu eu ce emoții am avut când am fost la tine pe YouTube și responsabilitatea pe care mi-ai dat-o, nu? Știi de ce este simplu cu tine? Pentru că stăm atât în salon și știu exact reacțiile tale. Pot să intuiesc, sau mai mult decât să intuiesc, să știu când poate când o întrebare te deranjează sau nu, sau dacă te pun sau nu într-o situație, știi, cu toate că n-am pus pe nimeni, cred eu, într-o situație dubioasă, dar gen să atingem subiecte care să te facă confortabil, în sensul în care sunt people pleaser și gen îmi place să toată lumea să fac să se simtă bine, să nu deranjez, să nu, și din cauza asta mi-a fost ușor cu tine. Vreau să mă apuc de TikTok. Așa, deci ne vedem pe TikTok. Da, îmi schimb telefonul și după mă apuc. Așa. Și să fiu super activă. Asta e ce pot promite și știu că o să mă țin. Iar, da, o să revin și pe YouTube, dar cred că o să revin mai relaxat. O să încheiem pentru că trebuie să fac poză cu telefonul meu, șmecher. Și mulțumesc că ai fost cu mine. Eu îți mulțumesc că m-ai chemat, mai vin, mă mai chem. Da, și vreau să mai facem niște unghii lungi și vreau să mai facem și videouri pentru tine. Și da, să fiu și pe YouTube-ul tău, nu doar pe YouTube. Da, eu vreau să facem un clip de la distat la cafea, de făcut așa, așa, chestii, așa. Ce-am zis aia, de relaxare. Exact, eu da, vreau, da, să fim pe relaxare. Să ne machiem noi, aiurea, da, așa. Da, ar fi tare. Adică fiecare cum are chef, machiajul ăla de zi, știi? Da, și da, rapid, da, da, cum da, îl faci sau chestiile astea. Dar chiar, uite, chiar și chestia asta putem să... rutina. Da. Zilnică. Mm-hmm. Bine, nu e zilnică. Nu, cu toată vara nu a fost. Da, lipsă, da, total. Mulțumesc, Sonia, mult succes să aibă clipul ăsta 1000 de vizualizări minim. Yay! Așa, și ne revedem că mai vin. Când de curând. Da, 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 da. Începe să-mi placă. Bag eu. Da, 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 când știți că am pe cine să bag, înseamnă că e Denisa. V-am pupăcit, pupii. Pa, pa!